seara, bine v-am găsit. Ultimele noi ținem cât de mult vrei tu, nu-i problemă. Bă, știu, și până la 1:30. Încă sunteți și până mâine dimineață. Da, s-ar putea ne lungim în seara asta. Că avem ediție specială, o să vedeți de ce. Deocamdată Mircea N. Stoian. Le-am văzut pe surorile ele mele în culise. Și le-ai chemat? Vino-ncoa, ele mele. Primatele? Așa, da. Și am zis să nu tragă, că sunt în armată. Vertebrate. Vreau să anunț telespectatorii să nu se sperie, dar am înțeles că pe 12 iunie e sfârșitul lumii. Niciun fel de 12 iunie, da. Nu era în octombrie, nu? Numai acum, 12 iunie, numai 12 iunie. Două sfârșituri ale lumii. Unul e un nenea de până America, a zis omul clar, pe 12 iunie scapă numai aia care au tăiat. Iisus e în el, îl ține bine. Și pe 12 iunie iese afară. Deci vreau să vă spun, pe 12 iunie stați cu ochii deschiși pe un show păcătos. Vom face primul reportaj important de la sfârșitul lumii. Meme se duce, ia interviul lui Dumnezeu. Așa. Cruduța lui... No, Cristinica o trimitem direct Cruduța la... Cruduța l-are pe diavol în ea oricum. Deci face facem duplex, frate. Nu ratați ediția din 12. Nu ratați nici pe asta de astăzi. Să vedeți cum au venit fetele îmbrăcate și veți afla dați și de telefoane ce. La prieteni, la rude, la dușmani. Mădălina și Daniela. Ia uitați ce avem aici. M-a nimerit la jumătate. Ce faceți, mă, sunteți mafioate? Am auzit că se lansează filmul Men in Black. Așa. Și am zis să venim. Bă, da, vă șade... Ninja in Black. Vă șade bine, mă, ia uite. Sunt foarte bune, frate. Sunt mafioate, foarte, foarte bune. Ce vindeți voi? Arme, covrici. A, tu e mafiot de ferentari. Cu semințe de cânepă. Covrici, semințe și sifoane, nu? Și sifoane toate. Trei. Sifoane sunteți voi, băi. Băi, da, noi aveți grijă cu asta, mă. Fii atent cum stă Pamfile. Bă, băiatule, Pamfile, da. Pamfile e direct de acolo. Op, așa. Da. Nu ne lungim. Și privirea, vezi că i s-a schimbat privirea lui Pamfile. De ce? Și-a luat-o pe aia din sertar. A luat-o și-a pus. Și-a luat-o pe aia din sertarul gol. Păi stai, Pamfile, cu căciula pe cap. Sau ce cald? Tu unde te crezi, mă? Te crezi la tine, ue? Duc-o. Ară bine? Ești bine. Nu mai zi nimic, că se uită Nilă la noi, o să creadă că cine știe ce. Nu e în cantonament? Și cantonament. A bătut, gata. Tocmai ce a câștigat. Să luptă pentru titlu. Noi deja l-am câștigat de mult. Pe cine? Pe titlu. Nu vorbeam de titlu la fotbal, ci la titlu la emisiune. Ia uite, ia uite, băiatule, cum ne iubește pe noi lumea. Să rămână, doamnelor și domnișoarelor, bună, vă mulțumim, domnilor. Aseară, pe intervalul un show păcătos, Antena 1, lider de piață, cu 2,412 share, ProTV 2,210, Canal de 1,7, Antena 3, 1, Prima TV 0,9. Mulțumim mult, ca de fiecare dată. Să spunem să se uite ceva. Și la emisiunea aia, Te împungi cu blondele. Te împungi cu blondele de pe 9 mai. Am fost de pe cu Stoian 9 mai, unde am fost împreună spune amândoi. Ce am făcut. Nu spune. Păi, nu da, strici... Împreună amândoi am fost și ne-am... Ne-am dus împreună și am plecat separat. Ne-am încuiat cu blondele. Ne-am încuiat cu blondele în, adică ne-am dat în culise. Cuie. Da, spuneam că în această seară o ediție specială, o ediție eveniment, dat fiind... prezența unui invitat pe care rare ori, dacă nu cumva niciodată, nu mi-aduc aminte în ultimii ani, rare ori să zicem, nu niciodată, îl întrebăm. Rare ori participă la emisiuni de divertisment. În această seară s-a hotărât să facă acest lucru, a ales un show păcătos, îi mulțumim, veți afla povești incredibile, povești de viață moderne sau mai puțin, sau, mă rog, din... dintr-o anumită retorică de roman polițist aproape, pentru că așa a fost viața lui, aproape un roman polițist. Îl invit alături de noi pe Giovanni Becali, însoțit de bunul lui prieten Serghei Mizil.
Bună seara, bine ați venit. Au ce bodyguard ți-a adus Capatos? Lu Serghei a fost frică să mai intre. Ți-e frică că te dă în gând după tinerețe, nu? Am rămas să ascund armamentul din detalii. Are ceva la mașină, dacă îi dai voie în pauză, te duce și o aduci. Gata. Păi m-a amenințat numai cu lucruri rute pe coridor. Și ce ți-a zis? Că mă toarnă. Dar poți să mă torc, că nu mă supăr. No, no. El e cu mesajele, vezi? El, tot timpul, el și Bianca pe vremuri. Nu mai ia stătea cu telefonul mobil la... Omul e om de televiziune. E om de televiziune și de afaceri. În același timp face și afaceri și televiziune. Da. Sau face afaceri cu televiziune. Mulțumesc că ați venit. Apăreți rar în emisiuni de divertisment. Și faptul că veniți la o emisiune atât de târzie, în care v-ați și hotărât să povestim multe... Bine, Serghei a zis că o să vă întărâte, o să vă dea așa cu bățul pe un gar să spune, să da, spune și ce nu vreți să spune. Știi că am eu mai multe de spus de el decât el. Să nu vedeți că îmi dea câțiva ani de pe coridoare, vrea să toarne cu Germania din prima, cu... îi spunea lui ca să stau pe pușcă. Păi și tu ai venit odată. No, și tu ai venit odată aici la emisiune și ai zis niște lucruri. Am eu mai multe de spus de despre el decât el despre mine. Păi de-aia probabil că am târziat și nu vrea să mai intre. 1272 puteți trimite la deja celebru număr de SMS, mesaje, poate și întrebări pentru domnul Giovanni. Ce faci, mă, Serghei? Bă, ești un bulangiu care sună în continuu. Ce crezi tu că mă încurci pe mine? Nu ai cum să mă încurci pe mine, bă. Eu am încurcat pe toată lumea. Ești cretin, mă. Gata, mă, Serghei. Pe tot mă sună în continuu. Cine mă te sună? Nu știu, bă, și nu răspunde. Cruduța, ce faci, mă? Cruduța, eu și cu Cruduța avem treabă. Da? Aceea, ea, amâncător, ceva ce. Da, Cruduța, mă rog, are... Are dietă. Hai, Cruduță. Ca să terminăm cu surprizele pentru domnul pe care i-am adus un... V-am adus un tort. N-am scris nimic, că nu știm ce firmă de pistolet preferat sau... Tu ai dat-o pe mine și tu ai primit cadouri la sală. Pă la bunul la are Serghei la masină. Ai încercat să mă iei pe mine cu oară visirea că sunt cu astea. Punga cu zahăr, pudră, e la tine în mașină, Serghei, nu? Îl pudrăm de la tine. Eu vreau tine să mă... Îl pudrăm în portbagaj. Nu vreau să mă răcoresc întâi, nu cu Giovanni. E unul, Banciu, Hanciu, o găină de genul ăsta. Radu Banciu, de la B1, da. Da, nu știu. Unul care vorbește franceză bine. Da, vorbește franceză bine. L-am prins la Marsilia eu. Dar s-a dat din Amovist atunci, că mi-a scăpat între degete. Și a dat, prinde o dată pe la... Nu mă uit la asemenea. Pe la Nisa, pe acolo, îl prinde o dată, că el e șmecher între timp. Unde e șmecher, mă? Cum iese din România, cum nu mai e șmecher. Gata, îi... Păi de obicei muscare în România nu mai ține. Trompete, că n-am ce să văd asemenea trompete. Dar ce ți-a făcut? N-aș vrea să ne războim cu el, că e la alt canal. Păi da, păi să lua de mine. Petrescu Câng, omul de casa al lui Șeful badigoazilor. Care a adormit la masă din bătăi, că a spus că era din prima. El m-a pus să mă uit odată, m-am uitat cine uite la asta care vorbește așa, m-a uitat așa. Și tot are el probleme cu mine, cu astea, cu astea. Deci am mai cheamă spus la un colocviu. Pe el chem și auzi că nu vine, nu vorbește cu noi. În primul rând că nihiliștii ăștia care la el nimeni nu-i nimeni, dar cine e nimeni ăsta care spune că nimeni nu-i... Și vreau să-i repet că m-a făcut, nu știu, și în fine, niște trivialități care... Vreau să spun că pe mine, dacă îmi spunea că sunt profesor universitar, doctor, inginer, mă încurca. Că mă fac lepre, bagabont, jeg, jigoșa, de-abia aceea eu mă revin. Înțelegi? Păi dacă am fost înjurat de 3 președinți. Dar nu, o găină din asta, Banciu, care am zis că mă ocupește cu râla. Care să te-ai iliet? Îi dau microfonul. Care sunt cei 3 președinți care te-au înjurat? Primul a fost Iliescu. Nicolae Ceaușescu mi-a zis că sunt pederast, dar că nu știa cuvântul. Asta e foarte bun. La, că avem la titlul de bun. Cum a făcut lepră sau nu știu cum. Și Traian Băsescu cum a făcut rezid. Rezidu? Al unui sistem. Greu asta cu rezidu. Deci pederast, rezidu și lepră.
Și vine găina asta. Adică crezi că vine găina asta de la un post care se uită el cu familia lui și cu Petrescu Crânc, că l-a mai informat. Să spune mie, băi găină, îți repet încă o dată că ai zis și cuvintele, dacă e fi adevărat, dacă nu e adevărat, ne păcăm. Dacă e adevărat, băi găină, fraieră, în primul rând ca să fii într-un partid, trebuie să fii înscris, nu? Corect. Deci nu poți să te faci, cotizație. Să plătești cotizație. Deci dacă am fost pionier două zile că am depășit vârsta și mi-a luat cravata și nu mi-a dat nimeni nimic, bă. Una la mână. A doua. Dacă te tragi dintr-o familie de comuniști, dacă ești comunist, dacă tata era pușcăriaș, eram pușcăriaș. Nu, corect. Păi și atunci, deși niște cretinități și îți iau emisiunea cu râit, cu grasăiat, când vrei tu, nene, și dacă ai tu sânge în oaie de coc, că ăsta știe ce înseamnă, înțelegi? Vino, nene, și cheamă-mă la televizor, pe când faci monolog, băi, stricăciune mică, că mă apucă nenica, dar știi că mă montez singur, înțelegi? Păi bă, că, dacă ați șmecher, chemați omul și ia-te cu el direct, că mă iau cu oricine direct. Păi așa vin eu, te înjur, la ce? Cine era? Că am vorbit eu, că dă-te, bă, în sloboz, dă-te, mă rog. Da, Radu Banciu m-a făcut, de obicei avea ce avea cu oameni din sport și din fotbal. Nu, dar cum a fost în fotbal? V-a atacat vreodată? Păi cred că din cauza mine nu m-a atacat, că s-a întâlnit cu mine la Marsilia și a văzut ce oameni mă salutau pe acolo, prin Marsilia. Da. Mi-a cerut voie politicos să-mi facă un interviu cu mine. Eram președinte la Dinamo atunci, jucasem cu Masia, când am luat bătaie cu 2-1. Din păcate. Și în ultima secundă dădusem un gol. Și am dat noi golul, da, nu mai. Da. Și arbitru s-a întors. A făcut un interviu cu mine, după care a dispărut. Am avut câteva întâlniri cu el, că tot așa scria și o luase razna. Exact cum mă cheamă azi un domn de la coloana de sport a ziarului Evenimentul, care de 20 și ceva de ani scriu de mine vrute și nevrute, adevărate și neadevărate. Nu mai știu cum îi cheamă, că nu prea mă interesează jurnaliștii ăștia mici. Și am dat, de ce mă întreb? Voi știați să scrieți. Fără să mă întrebați. Acum v-ați dat seama că trebuie să mă întrebați să scrie și voi ceva adevărat. Păi s-a întors Cristoi acolo și probabil că învață cum se face presa. Stai puțin, că s-a întors regimul. Stai să-i vezi pe lângă ăștia acum, și de la B1 și de la Evenimentul. Stai să vezi când se așează guvernul. Să vezi cum evadează toți. Sau stai că intru și eu, Dane, în septembrie la parlamentare, că nu stau așa. Păi dacă văd atâția proști, care stau în parlament, deputați, senatori. Intrăm, dacă nu ne prindem. Păi eu cum dracu să nu intru, că vorbesc dacă de 7 limbi. Rămâne, dacă ne prindem, asta e. Ce dracu, am un liceu care fac cât 7 facultăți ale lor, că dormeau pe un bănci. Asta e o exclusivitate, deci m-apucați de politică? Da, mă apuc de politică, da. Și în ce partid? Fi, intrați în vreo partid sau independent? Între, da, într-un partid, care va fi la conducere. Deci într-un partid din USL, presupun. Din USL, da. Da, dumne, pe normal. Nu-ți dau cât două, PNL și PC. PNL, PSD și PC. Dar tu în care vrea? Ia spune, că poate fac ca tine. În care vă duceți dumneavoastră? Da. Sau în care aș vrea eu? Vezi ce zici dacă vrei să-ți mărească salariul. PSD, clar. Vezi că e capcană, vezi ce spune. În PSD intră el, că e prieten cu Mădălin. Eu aș vrea să intru într-o bancă, dacă se poate. Nu-l văd eu pe Serghei în PSD. Dar nu intru nicăieri, nene. Dar oricum, m-am decis și în toamnă voi candida. La deputat sau la senator? Cred că senator. E mai greu, dar îmi place să candidez acolo unde e mai greu. Pentru că eu n-am nimic de luat în politică, decât de dat. Și vreau să dau și eu ceva. Asta e adevărat. Se spune că e bine să intre oameni bogați în politică. Nu eu nu sunt bogat, dar nu mai am chef de furat. Dar... Asta e. Asta e bună. Cea mai bună motivare. Nu mai am chef de furat. Nu am pierdut gust. Păi eu când furam, oamenii dormeau. Nemții dormeau. Aici vroiam să... Adică când eu furam, nemții dormeau și eu furam. Dar nu m-a fost niciodată frică să... Dar ce să mai fur eu acum, când stau bine? Ce să mai fur? Nu v-a fost frică să recunoașteți asta? De ce să-mi fie frică să recunosc? Pentru că eu am plecat în Italia, m-am dus în Italia. Și când furam noi furam de la comuniști ca să-i dăm jos, da. Să-i suminăm. Lasă-mă că la nemți nu erau comuniști. Vorbeam cu Teodosiu, că l-am întâlnit acum. Cu Flavius, da, prietenul. Nu, domnule, am colaborat cu România și cu țările occidentale. Domeniul ăsta. Și spuneam că la Caragiale, când eu terminam orele de după amiază, că erau clase care învățau și după amiază,
Aveam ori o Dacia 1300 parcată, ori Alfa Romeo 1760 berlineză, făcută din bucăți, așa, accidentează italianul, mai mi-aduce unul de electromotor, unul aripă, corect. O făcusem, aveam Alfa, aveam Fiat 125. Și trebuia să o iau jos până la Perla, că mă așteptau 4-5 fete pe capotă. Înțelegi, Stoiane? Da, da, aveați antecedente. Da, că înainte de școală eu mai treceam pe la Lido, pe la ambasador. Să studiem. Și mai studiam câteva sute de dolari. Ați fost în același an cu distinsul nostru prieten. Citea niște bancnote, nu? Da. Nu pentru că... Eu am fost mai rapid dintre a treia și dintre a 12-a, într-un an de zile, cu 12-a. Deci se spunea că pe timpul lui Ceaușescu nu se... Eu am plecat în țară pur și simplu să văd ce înseamnă Occidentul. În prima fază... În ce an? Păi în 75-76. Legal sau fugit? Ilegal, nu mai ilegal am plecat. Și, nu, copii, și încă vreo 4-5 ani în Occident treceam granzile, nu mai ilegal. Ilegal. Nu mai ilegal. Cu manevră la vamă sau... Îmi făcusem odată un... Tot treceam granzile, ilegal, 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 și într-o zi mă ia un italian. Ce, bă, tu vrei să te prindă ăștia? Că ce-ți făcea pentru frontieră atunci? Ce te bătea sau îți dădea 8 luni de pușcărie? Occidental în altă țară. De bă, frate, eu când m-am însurat cu nevastă-mea, nevastă-mea era columbiancă, studia la Paris. Merg în Danemarca să ne însurăm, că se făceau mariaje mixte. Hai să iau și eu odată ca lumea, pe autobandă direct, corect. Să dau pașaportul ca lumea. Dimineață fusesem la Ausländeramt, care înseamnă secția de străini pe nemțește. Zic, bă, astea sunt actele, mai trebuie ceva? Nu, domnule, astea sunt toate, du-te acolo. Mă duc acolo, dăm pașapoarte, când, aoleu, columbiancă cu tare, chiar dacă stă la Paris. Hârci, hârci, îi bagă un X pe pașaport. A început să plângă femeia cu tare, zic, ia stai, bă, frate, să-mi facă meseria. Cobor după autobandă, primul sat, pac, am intrat în Danemarca, am lăsat-o la hotel, mă întorc în Germania. La ăla care mi-a zis că n-am nevoie de nimic. Corect. Și când am început să țipă hol, că la nemți când țip, ai tot. S-a terminat. Se speriau pe timpul ăla de zi. Acum nu mai știu, după ce a venit Merkel, după ce s-au unit și cu RDG-ul, sunt mai tare. S-au mai obișnuit. După timpul ăla, le țipăm că sunt țigan, că nu știu ce, că nu știu cum. Că era ruptura asta și era asta. Eseistilor, fașiștilor, data. Adică îți dăm imediat. Ne-ați mițit că ne dați azi politic și acum face ce fac. Așa e, păi câți români s-au făcut nemți cu acte false? Așa. Veneau de la o biserică. Acum nu-i turnă, veneau de la o biserică. Veneau de la o biserică din Timișoara sau de nu știu câte unde. Câte carnete false am făcut pe plajă, cum așa a descris. Venea, pac, 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 de la Germania, nu care e nemț. De unde dracu era nemț? Ăla era țigan, el era nemț. Și mai dădeau și 30.000 ajutor să-și facă o casă. Eu nu, domnule, eu am zis de unde vii cu tău. Bine, eu am avut alt statut, pentru că am fost da, acolo, familia. Da, da, da. Și cu toate astea, dai seama, da. Cu toate astea spuneți că ați furat în Germania. De ce a trebuit să furați? În ghilimele, pui întotdeauna ghilimele. Metaforic vorbim, domnule. Asta e, da. Eu aveam... De ce faci? Metaforic vorbim. Metaforic, da. Metaforic, metaforic. Vindeam în ceas ăsta, așa, și mi-l lua omul. Ce putea să controleze prima dată? Că dacă e aur, dacă măcar e acoperită, se ducea și-l controla, era aur. Uita să mai îmi spună că dacă mă bag cu el în mare, dacă... Să băga cu el în mare. Era chinez, de la chinezesc. Catenă, figuri, putare, nu știu ce. Să băga în apă și să oprea mașina. Că la mașină se câștigau banii, nu? La ce dracu? Da. Aurul era aur. Deci până la urmă se aplică și la noastră. Nu mă întreba cum am făcut primul milion de euro, nu? Bravo, exact. Dacă vrei să știi, te duci la Borcea în birou și vezi acolo. Unul de euro și unul de dolari. Iare pe căprării. Noi vă cunoaștem, noi ăștia mai tineri, nu vorbesc de Serghei sau de cei care se uită acum la noi de vârsta noastră. Așa. Vă cunoaștem de maxim 20 de ani de la Revoluție sau imediat după Revoluție, cam în aceeași lumină. Un om de succes, un impresar de succes, cu bani, corect. Care și-a luat viața în mâini, a avut curaj. Irascibil. Da, mă rog, a avut, eu spun așa, ce a făcut nu neapărat în ieșirile astea mai violente. Deci știi ați luat, ați luat inima în dinți. Înainte să vin aici, da. Bă, tati, să nu spui totul cu tare că, cum să spun eu, vezi, normal, tu, viața mea are două părți. Una de aventurier, de mafios, și una de om de afaceri. Om de afaceri, corect. Fetele mele s-au născut în partea asta, de om de afaceri. Corect. Și mai multe despre viața mea au auzit de la maică-sa. Și acum dacă tu le auzi, bă, tati, să nu spui totul, vezi că acolo, că se ia la mișto, că cu tare, că nu știu ce, nu, că nu știu cum. Ferește, dar ce impresionată pe soția noastră din Columbia, dintr-o țară unde
la dumneavoastră, adică spuneți că știa... Toiane, dacă nevastă mea avea 3.000 de dolari, nu mai era nevastă mea așa. Atât de foame mi-eram când am cunoscut eu pe nevastă mea. Ai înțeles sau nu? Dar asta e. M-am dat Giovanni, m-am dat italian. Da. Dar și ce a zis când a aflat că sunteți român? Păi după ce făcusem dragoste dimineața, i-am spus că nu sunt italian și că sunt român. Italian-român. Că dacă îi spuneam că sunt român atunci, nu știa femeia pe unde e România, îți dai seama. Da, am înțeles. Și dimineața, după ce a zis, nu importa, eres il hombre de mi vida. Frumos, nu? Elegant. Și eu am spus, tu eres la mujer de mi vida. Și așa a fost. Și așa e. Și a fost până la urmă marea noastră dragoste. Și a spus Cruzuța cu... copilul nostru de suflet. Cu Nilă? Cu Mihai, ca să vă... Cum au ia pe Crăzuță? Când v-am spus eu că nu o să se despartă pentru că... Da, e adevărat, a fost singurul care a spus că nu se... Noi dădeam pe aici. Băi, tot o frecați pe aici cu tare. Când eu știu ce înseamnă... Asta e un păcat, asta e cel mai frumos. E păcat să se despartă, că oamenii se iubesc. Asta e cel mai frumos lucru. E asta spun, era păcat să se despartă. Important e că trebuie să-și vadă fiecare de meseria pe care o are separat, pentru că amândoi, dacă se vor uni, vor avea la bătrânețe sau la o etate când... Normal. Pentru că la bătrânețe nu știu dacă ai nevoie, dar când ai 40 ceva de ani, de-abia atunci descoperi viața, descoperi lumea. Vrei să te duci în China, vrei să te duci în Vietnam, vrei să te duci... Alege și tu cel mai bun. Eu vreau să vă întreb, nu o să avem foarte mult timp până în publicitate. La mod în Vietnam, că am niște prieteni care întotdeauna când îi chem... sunt în Vietnam. Bă, da, zic, în care Vietnam? În ăla, comunistul sau ăla? Păi, uite, bă, un Vietnam e un singur. Nu mai există, înțelegi? Eu rămăsesem cu Vietnamul ăla, înțelegi? Și e viață bună în Vietnam, dacă și afaceri, probabil. Noi știm creveții din Vietnam, după timpul unei amicuri, erau alimentarele pline. Trebuie toată pe Serghei, dacă e nevoie, în locul meu. Pline de creveți. Bă, n-aș că acum afară, peste tot, la toate astea mai creveți nu-i adau, la început. Ai văzut? Starter. Da, ultima cu Serghei, nu știi. Am făcut Revelion împreună. Și pe la 5 dimineața, bine că nu l-am luat și pe Ciutacu, că era să vină și el cu noi. E îngașcă Ciutacu? Nu, am făcut Revelion cu noi. Am înțeles. Și eu am trimis familia acasă, el a luat-o pe nevastă. Ai la, cum îi spune la discoteca? La Buia. Boia. Boa. Buia era un jucător. Buia era jucător, da. Figo din Berceni, da. Bravo, exact. Ăla l-a vrut Cruyff, a vrut Cruyff să-l semneze la Barcelona, când l-am dus. Avea 19 ani, da. Am înțeles. Și... da, era talentat la început, după aia asta. Și ne-am dus acolo. Cine trebuia să ne rezerve masă? Era în scandal. Uite poza de la Revelion, de unde a apărut? Asta e de la Revelion? Uite, asta e de la Revelion, da. Frate, orice vorbiți, bang, băgăm poza. Da, adică da. După care... la discotecă ce te aștept? Să auzi muzică, nu? Normal. Să vină să-ți dea un pahar de whisky, de Coca-Cola, corect, dimineața la 4. Normal. Ce crezi tu că am văzut eu pe scenă? Direct când intru. Adrian Minune și Vali Vigelie. La discotecă la Boa dimineața, la 5 dimineața. Aveam un buzunar turtit și am plecat cu el lipit. Luăm câteva minute de publicitate și revenim, pentru că începusem să vă întreb. Da, așa, o să devieze discuțiile tot timpul. Despre începuturile sau despre copilăria domnului Giovanni, care a fost în niciun caz una așa de strălucită cum a fost viața care a urmat. Publicitate și revenim. Da. Bă, dar proastă rasă. Ne-am întors. Cum? Proastă rasă. Și trește ea, ce mesaj? Cum poate să fie? Bravo, Capatos, ai invitat doi securiști. Da, mi-a dat cineva un mesaj. Bravo, Capatos, în sfârșit ai invitat și tu doi securiști. Bă, dar cât poate să-l ducă creierul pe ăla, bă, mâncați aia. Vezi, dacă te-ai enervat și a atins omul scopul. Asta e ideea. Bă, dar stau și mă gândesc, cum poți să fii atât de idiot să spui asemenea? Lasă-mă, puteți să zică, poate să au pe doi securiști. Așa, dar în primul rând, ca să fim securiști, trebuie să scriem. Și pe amândoi transpirăm când scriem. Bă, cum spuneam, cum îl turnam pe ăla? Că spunea,
Fă raport, pe raportul. Și până făceam raport, trecea o oră. Mamă, puteai să ne faci bulangii, hoțec, scroci. Orice, păi, dar nu contează, eu de-aia îi zic. Eu nici eu nu semnesc. Lasă, frate, oamenii sunt haioși la emisiunea. Cum mă să fie așa ceva? Păi da, ce ai, frate? Giovanni, dar asta ajung unde ajung găinile astea, mă, pe poți să spui orice, mă. Puteți să zic, bă, v-ați ars în bulan, v-ați făcut orice. Da, frate, la noi lumea poate să zică orice. La 1272 să trimite orice. Să ne apuce de 1272. Chiar de orice. Păi da, e o emisie liberă. De-aia suntem pe primul loc. Pe ce se curiți? N-a fost ora să nu cocheteze puțin cu ancheta. Prima dată în 20 de ani care particip la o emisiune de asta, că mă rogi de 2 ani de zile. Corect? Băi, n-a spus pe nicăieri. Ce ți-am spus? Bă, Dane, vin după proces. M-am ținut de cuvânt. Corect. Odată am venit și a doua nu mai vin. Domnul Vadim a zis la fel. Da. S-a rugat 6 luni, că nu vin, că e Stoian ăla acolo, nu vin. Domnule, am venit. Și după aia îi place să simte bine. M-am ținut de cuvânt. Da. Corect, mulțumim. Și cu asta basta. Da, corect. Așa. Pentru că sunt alții obișnuiți. Bă, dacă eu mă pricep la fotbal, nu la alea de fotbal, ce să caut eu aici? Așa. Dacă tot de divertisment, hai bă, dacă i-am promis o dată, dacă când văd, păi da, să-mi vină în cap una, tatoiu. Prietena lui Serghei tatoiu. Aia trebuie să prezint, aia trebuie să alegeri la președinție, la candidat la primărie, da? La președinție, la toate, pe toate le știe. Da. Unde e o emisiune, apare și ea. Da, nu numai în politică, știe de toate. Știe mă, femeia, dă creme. Rețete. Știe de creme. Îți închide ceacle, mecanic, auto. Îți închide casa. E nenorocire, dai seama. Da. Mor când vă păștea. Deci 1272 puteți trimite în continuare SMS-uri. Bă, dar orice putea să le spunem astea, dar sunt inteligenți. Lasă-mă, oameni. Da, mă, Sergei, acum. Bă, mie mi-e frică dacă spune că suntem scriitori. Bă, tata a scris și scrisea la 15 ani, nebun. Cred că ăla e Mădălin Voicu, îți dau cuvântul meu. E de la Mădălin care dă mesajul. S-a semnat, da, e de la Mădălin. El a cochetat puțin cu ceea ce a spus acolo, așa? Da, înainte de publicitate am aflat și știrea serii în exclusivitate. Domnul Giovanni Becali se pregătește de debut în politică și vorbea chiar serios la alegerile generale din noiembrie. Înțeleg că va candida din partea USR-ului. Debutăm, ne dăm foc în față. Vreau început să vă întreb înainte de publicitate, dacă cu Serghei nu se poate duce o întrebare bună la capăt. Pe ochii ce o să-i bată în cravate în parlament. Nu, că... Dom'le, cu opoziția trebuie să luăm foc puțin cafe, nu? Da, drăguțule, tu o să faci parte din opoziție, nu? Nu, de ce? Opoziție, opoziție. Dacă eu voi fi la putere, tu vei fi în opoziție. Păi nu mai e cu tine. A, nu știu dacă vrea tovarășul meu, bă, Dălin. Aș putea să-ți invit puțin tovarășul. Tovarășul la, da, la flori mărunte. Să-i dăm puțină carne prin gură, pentru că poate e foame. Lasă-l că nu este de față, nu se poate apăra. Fiind în opoziție. Nu se poate apăra, eu nu ce-a zis. Nu se poate apăra, ce, n-are proteză? Nu-i de față, nu se poate apăra. De față nu se poate apăra. Dar să-i trebuie prin telefon. Ce-ar fi să intervină? Mădălin. Nu cred că vrea. Sunați-l pe Mădălin Voicu, dacă vrea să intre. Asta chiar, chiar ar fi o premieră. Da, e cu tine intre, că poate te mai... Vezi să nu prind juniorul. Poate te mai arde cu vreun busto. Ce? Vreun busto? Astea secretele noastre, n-ai voie. Un bust. No. Ce-a făcut? Mi-a făcut omul cadou un bust al lui Burebista. Uite-mă, l-a costat. Al lui Burebista. I-a dat și bustul și i-a luat și banii. Nu. Cum, mă, nu? Ești rău tăcet, nu. Al cui era bustul? Am făcut o casă nouă, am intrat în casă, mi-a făcut un bust. Da. Un bust, domnule, bustul buștilor. L-a văzut și știi ce a zis? Valorează 40.000 de dolari. Păcut originalul. La, și nu era original? Falsul ți-l arată. Dar unde știi, mă, că e fals? Păi bă, dacă în gelartă nu mă pricep, chiar dacă... Păi stai, mă, al cui e bustul? Hai, dumne, nu intrăm în amănunte. Haide, că vreau să... La Costam... Sergei, cu tine am tot vorbit și o să mai vorbim. La vreo vreo la premier aici. O campanie electorală pe tare și o mașină. Hai, mă, că ești răutăcios. E prietenul nostru. E prietenul nostru, da. A copilărit cu el toată viața. M-a jucat cu... S-au cerbat acum, de la... ...casă la el decât... La el acasă. M-a jucat cu prietenul ăsta meu până la șomor. Și așa să vină de jos în sus să văd moartea cu ochii. Lasă-mă. Da. Am fi ne râde. Păi ce? Vreau să ne întoarcem. Sergei, hai, te rog eu. Sergei. E timorată, mă. Nu, lasă-o pe Cruduț. Stai relaxată, că dacă stai aici, nu face nimic. E frică că o să vorbim de Nina. Nu mai vorbim, Cruduța. Nu vorbim de Cruduța, că nu vorbim nimic. Eu, foarte bine. Eu apăr pe Cruduța. Da. Vreau să ne întoarcem puțin în copilăria noastră, pentru că spuneam ăștia, dar noi mai tineri. Dar unul din frați sunt naști la care... Să a căzună și ea. La Florin ești naș. E mai sunt naș sau a căzună și ea? Păi da, ești naș. Când se căsătorește, ești naș. Florin e ăla cu handbalista. Da, da, cu Nikita. Cu Ada Nikita. Da, cu Ada, da, da. Okay. A vorbit și cu Fina și cu Finu. Sunt da, lui cu Fina, cu Finu. De Serghei o să fie naș? Da. Și Serghei, în calitatea lui de viitor naș, n-a vorbit cu ei. Să alege praful de nuntă aia. Să nu te îmbezi, Serghei, la nuntă aia.
Nu, că și așa la Bou acolo au venit toate fetele, mi-arătau țâțele, făceau, m-a luat toată lumea, a trimis pe vreo trei, m-a luat în continuu din mijlocul mulțimii. Și când au venit două mai frumoase, a aruncat cu șampanie în ale. Păi ce râți? N-a fost așa? Domnul meu căsătorit pe zic, eu nu zice. Hai să vorbim și lucruri serioase, Dani. Băi, de asta ne-am strâns. Mă interesa prima parte a vieții noastre, copilăria, care a fost extrem de grea, cu familie deportată. Da, cu o familie deportată. Lumea știe mai puțin toate amănuntele. O familie chinuită, ba la granița cu sârbii, ba Tito are probleme, ba dincolo la ruși. Deportată de comuniști pentru că... De comuniști, pentru că veneam dintr-o familie de legionari. Legionari, da. O familie care... erau contra comuniștilor, o familie care probabil au făcut și ei erori, cum fac toți politicienii. Normal. Toate copilăria partidele. Asta grea v-a ambiționat să, da, să vă depășiți condiția? Da, copilăria grea a ambiționat părinții noștri să facă tot posibilul să ne învețe școală. Părinții mei cel puțin au visat toată viața să am un titlu. O diplomă, o diplomă de inginer, de doctor, de ceva. Ăsta e și marele of, că n-ați terminat o facultate, nu? Al meu nu, că dacă terminam facultatea, nu mai plecăm. Cine știe, eram vreun inginer pe la electronica, pe la IPRS Băneasa, intram într-un partid politic, că știi cum era, aoleu, stai puțin, cu tare și așa mai departe. În singurul partid, dar pe care era, da. Păi, dar ce era să faci? Deci până la urmă, faptul că nu ați urmat... Aveam colegi când... la școală, în clasa 9 sau 10, le dădeau de la carne de butecist. Da, da. Mamă, ce frumos era, roșu, așa, ce fală era, o arăta la neamuri și așa mai departe. După care, aceste lucruri. Nu regret eu, dar părinții au regretat că n-am făcut o facultate. A făcut sora mea pentru toți, mai multe. Mai multe, mai multe, da, da. Pentru că am scos-o mai târziu, după ce eu plecasem, eram în Germania. Am scos-o și a trebuit să facă diferență și la Paris, și ce la... Ce au zis părinții când ați fugit, prima oară? Păi părinții n-au știut când am fugit, știut. Pentru că dacă le spuneam, anunțau miliția. E, na. Păi, nu vă lăsau să plecați? Păi că mama, dacă știa că plec, eu i-am spus că mă duc până la Herculane. Amă, știi că sunt uniți, sunt crescuți, da, și crescuți. Mama, dacă părinții... nu vrea să despartă de copii... Întreb, că vreau să ajung în altă... Da, în alt eu le spuneam, de exemplu... Băi, frate, ne strângeam, erau patru frați, ne strângeam în casă la tata, unde trăiau bunicii. Corect. Și venea și tata lui Gigi, toți, eram acolo într-o... Dacă stăteam în curțile lor, 14 metri, păi în 60 de metri, eram patru case. Adunați toată familia, da. Și eu le spuneam că o să plec, că nu știu ce, și tata lui Gigi, unde să pleci, bă, unde să pleci? Ești bișnițar, ești aia, facultate n-ai, nu, unde să pleci? O să plec, o să plec. Și când o să mă întorc, mașina cu care o să mă întorc... Nu o să încapă pe poartă, nu? Nu o să încapă pe poarta asta unde băgați voi o Dacia 1100 sau nu știu ce recoară. Dar ei n-au avut niciodată dor de ducă? Na, niciodată. Niciodată. Legat de... imediat după revoluția. Și aveți și bani, deci nu puneți mama pe la... Da, aveți și bani, da. Să câștigam mult, e câștigam mult. Deci erau mulțumiți cu viața de aici. De cum? Și Gigi și toată lumea aveau bani. Păi am înțeles că familia dumneavoastră, mă rog, marea majoritate a oamenilor făcut bine înstăriți din București se duceau și cumpărau de acolo. Dar toți arabilor au mei de acolo, ce vreau. Nu ți uite ce era cu arabilor. Mamele noastre preparau... Dar înțeleg că Gigi și acum e un bun... Pe mine m-a pus și pe mine tata să mulg oaia la 16 ani. Așa și? Pe ploaie, pe de-asta, pe nu știu ce. Și când a venit, mi-a dat un picior la găleată și s-a căzut și baligănotul. M-am dus, am făcut un duș și m-am dus la Lido. Numai acolo am stat, între Lido și Ambasador. Și i-am lăsat pe ăștia micii să... Nu, erau oi. I-am lăsat pe ăștia micii erau să... Erau crețe de 17-18 ani, adică era ce trebuie. Am intrat în... Ați avut conflicte cu miliția noastră de atunci? Da, am avut conflicte cu miliția. Nenumăroase. Nenumărate, pentru că... Dar nu vă salva Serghei? Ba da, m-a și salvat Serghei, că eu mai jucam și jocuri de noroc. Chiar la ATN în față, chiar la Pescăruș. Deci, Dane, eu luam masa la ATN... La Pescăruș, la Lido, la Doina, la Lido, în hoteluri de lux. La Casa Albă, în Băneasa. După care, mă așteptam să vină seara și să începă programele. Ba, de la Balmelodii, de la Atlantic, de la... Până și aici, în spate, la... Nu turistă, nu ăsta unde ne-am întâlnit noi, lângă Copos. Era turist. Până și jos acolo se bucuse un bar de noapte.
Da. Și erau toți Dan Spătaru, mai era la Nord, Andreescu. Bar, cânta Cotabiță la bar la Nord. Cotabiță mai târziu, târziu, mai târziu. Nu, eu era Dan Spătaru, Andreescu, era Gil Dobrică, era Păunița Ionescu care cânta. Tatăl lui ăsta, lui Andreea Marin, cum îl cheamă? Ștefan Bănică. Ștefan Bănică, da. Cum să spun eu? Toată și mi-aduc aminte boema capitalei. Da. Ce mă să cântam? Cântau profesioniști. Și stai puțin că astea nu erau baruri de noapte. Pentru că mama mea, iar te duci la bar, iar te duci la dezbrăcatele alea, iar nu știu ce, ea credea că e un bar și mă duc la dezbrăcate. Așa credeau machedonii. În 90 și ceva am cumpărat barul Melodii de la domnul Păunescu. Da. L-am renovat. A fost și Mutu acționar pe acolo, nu? Nu, no, Mutu a fost după. Acum e... Barul l-am luat eu, Gigi, Pițurcă și cu fratele meu. Și cu Nicu Gheară. Da, corect. Și program, Dan Spătaru, toată lumea a venit, fetele, Luminița Angel, cealaltă, balerinele. Dar vezi că nu mai, n-am putut să mai să facă bar cu, barul cu mine. Dar stai puțin. N-am și și atunci am adus toată machidonimea. Mama, mătușile, unchii, toți, toate negru, le-am bu- Vine și Cornel Vadim atunci. Uite, mă, stau și eu cu legionarii mei aici, cu tare, nu știu ce. Deci, mama zic, se uita toate îmbrăcate în negru, aoleu, ce frumos. Păi am văzut-o la televizor. Păi vezi, mă, mama zic, da, nu erau dezbrăcate. Ăla era un cabaret, Dane, era un cabaret care aveam 5-6 cabarete pe timpul ăla. Da, mă, erau dezbrăcate balene, ce zăbăcite. După care eu plec la Sofia, într-o excursie și rămân 2 ani acolo. Mă îndrăgostesc și acolo de o cântăreață, renumită. Ala Pugaceva. Era soaică, ca și Ala Pugaciova cântase în sala Olimpia din Paris. Atunci se spunea că un cântăreț din blocul de est care ajunge să cântă e pe Boulevard des Italiens la sala Olimpia era deja șmecher. Și aia din Bulgaria era una din alea. Ala Pugaciova și ea erau două din blocul de est. Am înțeles. Margareta Păslaru la noi, dar nu ajunsese până acolo. Da. Deci cum să spun eu, asta era viața mea. Nu, la noi care... Dimineața mă trezeam pe la 9, pe la 10, făceam o tură, vedeam... Păi stai mă, dar ne trăia să te duci pe stradă și să vezi cine schimbă, cine e străin ca să dea dolari, mărci, lire, sterline, italiene, gulden, ce e cu ruble. Trebuia să deosebești pe rus, de ăla, de ăla. M-a întrebat câte un român îmbrăcat ca lumea așa. Că prima dată, dacă nu știai, spuneai câte ceasuri. L-a spune direct, 7.20, scuză-mă, dar rar, foarte rar. Da, da. Dar la fel cum a fost... Și vedeam cum sunt îmbrăcați, cum... La fel cum a fost... Și stai puțin, că mai mergeam și la Lido, la frizerie. La Lido, la frizerie, mai făceam și o frecție să fiu fresh la bar. Da. Pentru că la bar se putea să mai iei 102 de dolari și să fii și cu o gagică mișto. Înțelegi? Cântăreață, balerină, ce... Deci... Cum să spun eu? Da, am avut viață urâtă în nu, comunism? Nu, asta spune. Și stai, bă, frate, că Nicu era acolo. Era Nicu Ceaușescu, cu Jaina Matei. Cum să o ardea, da. Ardea toată lumea la Pescăruș, la prânz. Fai la, de la, cap. La... Cum erau restaurante? Și la Doina. La București, la Doina. La Pescăruș și la deci Doina. Deci eu am plecat de comunist. Am plecat. La e adevărat că mi-era frică. La ATN, noi spuneam la birouri, dacă aveai 3 absențe, dădeai o masă. Da. Să ne împărtăm, toată lumea era în cârci, mă, ce drept. Deci cum să spun eu? Am plecat și de frica asta, că într-o zi mă înhață ăștia și îmi dau vreo 2-3 ani de pușcărie și mă lichidez. Adică era și ăla cu articolul 153, dacă nu aveai n-ai servit. Da. Te băgau ăștia la articol. Cam am fost în sală la 153. Dar nu erați angajat nicăieri, nu? Eu eram cu angajat la o secție de mase plastice. Zice cineva, ați fost picol la braserie în Hrăstrău? Niciodată. Nu. În 69? Niciodată. Doamne ferește, eu am cinstit picolii și ospătarii toată viața mea. Când ăștia de la hoteluri, picolii și ospătarii, văd mașina mea, pentru ei e sărbătoare, e Crăciun. E Revelion. Ascultă ce spun eu. Pe cât le dați? Mult. E confidențial. Nu se divulgă. Dar la fel cum a fost cu ambiția să vă întoarceți cu mașină care să nu încapă pe poartă... Și când m-am întors în 90, da. M-am întors cu un Mercedes 560 SL, Sel, ăla, magazia aia mare. Mare, da. Și am găsit la poartă. Am claxonat, aoleu, deschideți porțile, că a venit nebunul, că le-am spus. Și a intrat mașina, dar am tras oglinzile ca să intre. N-am zis, nu v-am zis. Deci v-a ieșit ambiția. Da. Dar și cumpărarea... Știi ce spunea tata lui Gigi? Îi spunea lui mama, du-l, dom'le, la spitalul nou, nu vezi că se droghează băiatul? Se droghează, nu vezi?
Dar de ce? Cum adică să se întoarcă el cu mașină de-aia mare? Păi... Dar cine ești tu, bă? Cine ești tu, Al Capone? Cine ești tu? Să... Cum să faci? Cum să nu pleci? Nu mă drogați, îi drogați pe alții. Unde să pleci? Că veni în Bulgaria. Am muțit Serghei, nu mai gata cu drogurile, nu mai zice nimic. Mai acum ca să-l stârnești pe mine, e? Stai să vezi că eu am mai avut... Sărim de subiectul ăsta cu drogurile. După 2 ani de Bulgaria. Stai să vezi că la Herculane am avut tentativă de trecere de frontieră. Și am fost în tribunalul de la Băștești pe Ivodă. 6 luni trebuia să-mi dea. Păi am zis că muncesc. Dar toată lumea era cu mase plastice. Știi ce? Judecătorul, da. Ce? Unde? La mase plastice. La... Între timp, colonelul și locotenentul de la Miliția Capitalei venea. Tata a fost și el acolo să-mi ia adeverință că lucrez. Dar ăla nu mai mă ponta pe mine acolo. Și îl vede pe colonelul ăla și pe... Îi a luat seară hârtie că nu lucrez. Venea la tribunal să o atașeze... La dosar. Până să vină ei judecătorul ce lucrez, da, m-a crezut. Liber. Nu așteptam să-mi dea 6 luni. Ăsta nu mai îmi dădea drumul la cătușe. Dă-mă drumul, alo, domnul judecător. Dă-i drumul băiatului. Păi nu că trebuie să-l duc la secție. Lasă-mă, mă duci la secție fără cătușe. Mă duci cu cătușe, ești nebun la cap. Și după aia, în 10 minute, intră colonelul cu ăsta. Cu hârtia. Uitați, domnule, că nu lucrează. Și judecătorul, pe timpul lui Ceaușescu, fraților. Și domnul colonel, dacă spuneți că e clientul dumneavoastră din Bulevard și... O să mai aibă el ocazia să mai facă o infracțiune și îl duceți la locul lui acolo și veniți cu el, aici îl condamnăm. Deocamdată e liber. Decizia s-a dat. Frumos. Pe timpul lui Ceaușescu, fraților. Frumos, frumos. Și în procesul ăsta, Stoiane, că l-am avut noi, că apropo, ți-am zis că vin după proces, da. Pentru că mi-era teamă. Dane, nebune ăștia, găsești un nebun. Păi dacă i-au cerut 20 chiar de ani... Chiar v-a speriat? Executare. Bă, Dane, dacă ei cer 20 de ani, pe ăla care a omorât 78 norvegianul, are 20 de ani. 21 de ani, da. Și ai uite, cravată, frumos, elegant. Și noi avem un martor care dă o declarație. Noi nici n-am deschis focul. Dă o declarație. Nu. Când se duce să o semneze la grefier, el vede că nu erau spusele lui. Și procurorul și... Hai, domnule, semnează. Dar unde sunteți voi, bă? Că nici pe timpul... Toate astea v-ați... Nici pe timpul lui Ceaușescu nu se întâmplă asta. Și am intrat în boxă singur. Cum o să fie frică? Nu mai ies de aici. Păi nu frică, dar avea o temere, că eu vorbeam înainte și a zis, bă, dacă îmi dau ăștia ceva. Bă, Dane, ăsta nici nu era un proces, era un proces economic, pentru că aici erau desfășurate activități economice. Da, nicio infracționalitate. Ai înțeles? Dar ei au cerut recursul. Păi așa și barbutul e un proces, e o activitate economică. Bă, către 20 de ani, adică trebuie să ne dea vreo 18-19. Bă, nebunilor, păi ce am făcut? Am lăsat România fără un milion de locuitori, nebunilor. Fapte au fost făcute de anii ăștia, dar ne-au prins. S-au făcut, normal că s-au făcut. Dar nu ne-au prins. Nu. Eu de când am venit în România, când am venit în România, am zis că nu, mie nu mai întrebiez probleme cu justiția. Nu mai vreau. Aveam fetele la școală, le adusesem aici la liceul german. Nu mai doream să fac. Și de ce să fac? Normal. Ce să fac? Să mă fac parlamentar și să fac o și să vadă, uite mă de ce a intrat în parlament ăsta. Ca să aibă imunitate, da. Să facă o dată. Să aibă imunitate, da. Ne oprim pentru încă vreo câteva minute de publicitate și poate ne povestiți și cum ați luat melodiu, că înțeleg că și acolo a fost o ambiție. Publicitate și revenim. Da, ne-am întors. 1272, numărul de SMS care îi place lui Serghei. Unde puteți trimite? Unde puteți trimite SMS-ul? Domnul Becali se plânge că e foarte cald. Te coordonezi bine cu căpățâna. Beau ceaiuri fierbinți din cauza asta. Dacă beau ceva rece, eu lasă. Bea ceaiuri fierbinți și ia medicamente înainte. De emisie să stai liniștit. E foarte cald aici, pentru că pe emisie nu poate merge aerul condiționat. Ai auzit, nu? Că au scos paza de la Bălăceanca. Gata? Deci poți să pleci fără bilet. S-a liberalizat Bălăceanca. Păzesc infermierii. Poți să pleci fără bilet.
după în fiecare seară. Asta e foarte tare. Povești de viață incredibile. Așa cum a spus, două vieți practic într-una singură, una de mafiot până la o anumită vârstă, mafiot. De mafiot modern, așa, mafiot, da, mafiot, mafiot, n-am pus cap pe nimeni, n-am lăsat șchiopă niciunul, trebuia să las pe mulți, dar n-am lăsat pe niciunul. Și una de om de afaceri, cea mai bine cunoscută și de către fetele dumneavoastră și de către mulți dintre noi. Care om de afaceri, care... să spun de ce, pentru că în afară de activitatea asta fotbalistică, eu vin din Germania și m-am plimbat așa pe bulevard să văd și eu unde mi-am petrecut. Și am zis, ia să cumpăr eu spațiile astea comerciale sau să le închiriez sau... Ceaoleu, când a auzit tata, mama, sori mea, femeile, ce să faci, bă, tu să închiriezi, să cumperi, să ți le ia comuniștii iar, bă, tu... N-a mai venit niciun comunist, frate. Aveam toate spațiile alea, că veneam cu bani și eu din Germania. A, de care? Despre care spații spune? Bara, după bulevard, toate. După Magheru? Magheru, Ana Ipătescu, 6 Martie, toate alea. Ce dracu era în 90? Le-a luat 90, nu prea erau. Le-a luat Mărioara Zăvuranu, pe alea din Dorobani. Alea care trebuie. Pe mine m-a speriat tata, săracul. Și cu casa, prima casă în Pipera, acolo a făcut-o tata. Și de un telefon, bă, mă ajut să fac casa. Acolo era casa părintească, nu? Casa părintească, toate, erau stil vagon dintre alea. Că le ziceam eu, atunci că o să mă întorc cu mașina, zic, bă, și fiți atenți aici. Mă întorc cu mașina aia, nu intră pe aici, și casele astea, coșmeliile astea care le-ați făcut voi, o să treacă un trailer pe aici și o să le dărâme, dar nu să facă niște palate aici. Nu se supărau dacă le ziceați așa? Că era munca lor. Stai să vezi, și tata lui Gigi zice, ce ai zis, mă, trailer, ce e la trailer, bă? Du-l, bă, frate, la spitalul nou, că a luat-o razna, să droghează băiatul. Să droghează, da. Și așa a fost. În 90... Dar pe Gigi de ce nu l-ați luat în străinătate? Unde străinătate? În Germania. Păi nimeni după Revoluție. Dar și Victor a plecat. Și Gigi și Victor am auzit că vor să vină. Și am zis, bă, dacă vreți după să veniți voi, dacă vreți să veniți voi, mă întorc eu. Dar cum era Gigi și ăștia bătrânii cu cine se rămână? A Gigi mic cum era? Că noi îl știm acum. El a intrat mult mai târziu în atenția opiniei publice, dar a avut așa o ascensiune rapidă. Dar a vrut să cumpere Craiova. Cumva v-a cam luat fața. La Craiova. Nu. No, Gigi a fost tot timpul cu Steaua. Cu Steaua. Fă, Gigi a fost cu Steaua pentru că era prieten cu Hagi. Nu, dar de Giovanni, de Victor, știi, din 90. Da, Gigi a apărut până cât? 2000. 2000 și și-a luat viteză și v-a luat fața așa nițel acum în ultimii ani. Problema e că a luat fața sau că a luat asta. Problema nu, că... adică a avut o ascensiune rapidă. A avut o ascensiune că a avut bani. Dar el era ambițios de mic? Toți am fost ambițios de mic, nu numai el. Toată familia am fost ambițios. Și de ce a stat el atât de mult în spate, până în 2000? Păi n-au venit banii. Când au venit banii dintr-o dată, când a explodat business-ul ăsta... Cu terenuri? De terenuri. El a avut intuiția să... Păi și mie nu mi-a zis, dă bă, Giovanni, mie... Păi noi când am făcut casele, mi-a zis, dă-mă, dă-mi mie banii, să... și ce să faci, mă, tu cu banii, să mi-i bagi în pământ? Da, uite că era o investiție. Pe cuvânt de onoare, pe cuvânt de onoare, da. Ce să faci, mă, cu banii, să mi-i bagi în pământ? Și uite că mai târziu, peste câțiva ani, a explodat. Da, a avut el a avut flerul ăsta sau i-a spus cineva? Cum? El a avut flerul ăsta cu terenurile? Sau i-a spus cineva, i-a deschis? El cu tata. Că murise tatăl lui și el cu tata a început. Că nimeni nu s-a așteptat să facă averile astea din pământ. Erau acolo. S-a dus să ia o fermă cu niște oi de la unul după centură la Tunari. Da. A dat vreo 7-8.000 de dolari pe fermă și peste câteva luni a vândut-o cu 24. Pe când a văzut el că ferma aia face bani, da. Da, păi terenul. Și mai târziu Dumnezeu i-a ajutat și a făcut bani și după aia a zis, bă, oricum a băgat, Gigi, a băgat bani, ce să mai discutăm? A băgat fotbalul, naia. Da, e, ceea ce nu știe lumea... Că nu e dinamovist, că nu Gigi, e dinamovist. Gigi Becare are și alte afaceri în afară de fotbal și... Corect. Are o de-aia de pui pe la Moldova, la Bacău. Da, are Arcom, după, care probabil e cea mai bună firmă de... După ce a făcut banii... Dar, în general, asta a fost. De la ce v-ați certat de asta atât de mulți ani? Dar nu i-am certat. Și eu și cu el și cu Pițurcă. S-au dus la o luapă neagă fără să mă întrebe. Atât? Când eu, atât. Și n-am mai vorbit atâția ani. Și cu el și cu Pițurcă. Și au rămas ei, că eram împreună. Probabil mergeam la Steaua împreună. Familia nu făcea presiune? Familiile de Machidon sunt foarte unite. Familiile întotdeauna au fost împreună, s-au respectat. Nevasta mergea la nevasta ei, nevasta... Adică nu, numai noi nu vorbeam.
Ne și nu era așa o situație, că nu vă mai întâlneați de era, regulare? Era, dar eram ambițioși, așa, eram orgolioși. Orgolio, da. Eu mi-aduc spun de familii, pentru că știu că se respectă tradițiile la macedoni și una dintre ele, poate cea mai importantă, n-ați respectat-o. Să vă căsătoriți sau să vă luați de soție prima, macedon. Prima mea soție a fost macedoncă. A, prima a fost. Prima soție a fost macedoncă. Deci ați respectat odată. Da, am respectat tradiția, da. Numai că am stat doar câteva luni. N-am mers. Și am plecat. Pentru că la Herculane, când am plecat, aveam cu călăuza care trebuia să ne treacă, toate telefoanele care le avusesem o lună, două cu această călăuză, erau înregistrate. Normal. Acum vine ziua când trebuie să ne întâlnim la Herculane, pe peron. Da, da. Cu fularul roșu, cu nu știu ce. Ați dat bani să treceți? Da. Am dat 40.000 de lei. 40.000 era? Eu am lăsat Dacia semn ca să... Da, da, 40.000 era o Daci, o jumătate de Daci. Mai mult de jumătate de Daci. Nu era. Și da. Asta... Nu, era jumătate de Daci. Era 70.000. Ne-am întâlnit, cu el, am avut un unghi cu mașina, zic, un văr de alu, mama aristică, zic, bă, mă duci la Herculane? Nu i-am zis de ce. Că dacă îi ziceam, îi spunea lui mama. Și zic, bă, dar am niște umbrele cu tare, cu polonezii, cu astea, că eu mai cumpăram umbrele, mai vindeam, mai făceam fâșurile. Cu fâșurile, mă, cu fâșurile făcea mai tare. Cu Atlantic, prima mare lovitură a fost cu România, cu fâșurile. Fâșurile? Da, da, fâșurile, da. Fâșurile, Alain Delon, Cojoace. Alain Delon a venit după aia, dar prima a fost cu fâșurile. Erau multe, da. Multe. Atlanticurile, ceasurile. Ceasurile, da. Da, și zice, bă, te duc, dar îmi plătești cursa. Și-o plătești, bă, frate, zic, cât? 3.000, 4.000 am dat. Și lasă banii la nevastă-mea, că era frică că nu-i mai dau bani. M-a dus acolo cu alți prieteni de-ai mei, cu Emil Țiganu, știi, nu? Știi, eu povesti. Știu. Așa. Și ajungem, ne întâlnim, facem, zic, bă, hai, du-te acasă. Spune lui mama că mâine vă dau telefon de la Trieste. Aveam deja planul stabilit. Da. Dar el zice, ce, din Trieste credea că e vreun sat pe lângă Herculane, pe acolo. Ce, Trieste, bă, în Italia? Aoleu, păi cum să-i spun lui Veșor? Nu te mai spune că plec. Mai facem noi vreo câteva sute de metri, pac, un camion, ne blochează, tac, tac, ne-a dat în primire ăla. Normal. Ne bagă, ne duce la Reșița, în Beci. Înțelegi? Păi ce păr creț aveam, vezi? Da. Și zice... Corect. Zice, când mă uit eu dimineață, mașina lui Aristică, lui mi era dezmembrată, i-a căutat valută, îți dai seama, nu? Normal. Aveam o vioară Stradivarius. Da? Care o luasem de la, cum spunea, la... De la... Da, mă, da. De la Mădălin Voicu. Da, nu. Ăla cum n-a căzut dur pe aeroport cu Stradivarius de la... Când n-a vorbit și acea... Păi câte Stradivarius au fost în România? Nu era în România? Păi câte scria, câte scria el de mână? În România era una, aia lui Taică. Dar pe mine m-a păcărit unul sau două. Două. Eu știu de mai multe. Care, mă, că șapte toate. Sunt cinci pe care să cânt. Cinci. Cinci în toată, bă, frate, lumea? Mă rog, eu mă duc la Fundulea, la Emil Țiganu, îmi prezintă un lăutar și îmi dă o vioară Stradivarius, tată, original. Doar am lăsat Dacia semn și am luat Stradivarius, $1.000.000. Și tare, am lăsat Dacia semn. Semn, da, semn, să scoată tata, după aia, când îi dă eu telefon de Italia, înțelegi? Și am luat vioara, dă-i cu tare, acum cu e vioara? După ce ne-a prins. Normal. Zic, bă, dă-n dracu, zic, ea mea, lui capitanul ăla. Dar era de patrimoniu, poate, dacă poate scap de amendă penală, de cutare, de pușcărie. Ata, bine, pleacă cu ea după... Care ai zis, bă, că e vioara ta? Păi eu zic, imediat. Bă, și când mă sucesc, când dă una în cap cu vioara, m-am început să cânte singurile corzile alea. Și în timpul ăla zic, bă, nebunul ăsta îmi dă cu $1.000.000. Fuga de bac a cântat. Da, dar zic, probabil e falsă. Mi-a venit și gândul ăsta. Și falsă era. Falsă. Au controlat și era falsă. Normal, normal. Dar de ce vă e frică tot timpul de mame? Că l-am auzit și pe Gigi. La noi mamele, mama să nu fie mama. La noi mamele conduc. Mamele conduc. Da. De exemplu, la noi în curte acum schimbăm pavaj așa. Permanentă mama e acolo. Piatra e așa, aia boloboc, aia. Și mama suflă, stă în capul Messi. Nu suflă nimeni, nu? Nimeni. Și are 83 de ani. Să vă trăiască mulți înainte. Dea Dumnezeu la toată lumea. Frumoasă tradiție. Foarte tare, la da. Noi mama e negru. Mama e negru, dacă vii de Paște, să vezi. Ia în capul mese, eu, Victor, în stânga, copii. Ghinionul e că suntem prea, avem prea multe femei, prea numai multe femei, că dacă vine și Gigi da, cu ale sora lui, dumneavoastră, că ați pomenit la un moment dat, o soră. Da, sora mea e între mine și Victor.
Dar nu știe nimeni, n-a apărut la televizor. Are o agenție de voiaj, de turism. De turism. Are, probabil, din neamul nostru, cu cele mai multe studii. Ați spus că și, a făcut și cea mai discretă. A făcut liceul, pare, cu, da, cea mai discretă. Nu spun aici, că dacă spun aici, aude mâine, mă mai ia bine. La rost, da, da. Ce vorbești tu de mine? Ce faci? Ce eu nici nu știam că aveți o soră. Ba da, ba da. O, da. Și Gigi, o carență de documente. Și Gigi mai are o soră, care e directoare la Băneasa. Și se păstrează tradiția ca femeile să conducă și în da, familiile lor? Conduc femeile. La noi, femeile... Dictatoare. Cum să spun eu, le dăm noi posibilitatea să conducă pentru treburile casei, că bănuiesc că nu da, se bagă în afaceri. La noi femeia are bani oricând, femeia are șofer oricând, are... Când am plecat eu atunci îi spuneam lui mama, mama o să pleci când o să mă întorc, o să spun două femei de serviciu. Dă-i seama, săraca, mama avea mâinile umflate de făcut iaurt și brânză și să... Să pomenească ea să aibă două femei de servici. Nu-i venea să creadă. E, ce drept. Deci înseamnă că nu e așa o, nu tragedie, doamne ferește, dar nu e o problemă că ați avut numai fete și dumneavoastră și Gigi. Doamne ferește, când că fetele văd, când mă duc, fi... eu am birourile, deci trei fete, dumneavoastră, trei Gigi. Eu am birourile Floreasca. Și la restaurantul ăla care e Aquarium acum, da, pe dreapta. Da. Restaurantul din Amoviștină. Eu cruce, unde a murit o fată, cu, care ieșea din discotecă sau din bar. Da, da, și-au călcat-o cu mașina. Care a călcat unul cu 230 de km la 1 noaptea, mă, frate, mă, să omori pe fata aia. Nu e pe, pe Floreasca, nu la Aquarium, la Floreasca. La Turcu. Păi Aquarium New. Ah, new, ah, new. Știu, a murit săraca cu taximetristul. Eh, fata a luat taximetristul și vine unul cu 220 la oră. Nu știu. Zic, bă, dacă aveam băiat, Beizat poate făcea nenorocirile astea, de, te topește, dai seama, ce-ți mai trebuie. Da. Cum să ai un băiat care omoară o fată care nu era vinovată, săracă. Da, povestea e incredibilă. Sau ăla, Macedon, a liniștit-o Macedon. Când a plecat de acasă, a liniștit-o pe maică, s-a lasă mamă, că uite, nu merg cu mașina mea, că mai poate beau și eu ceva la... Nu mă duc cu taxiul. A murit cu taxiul. Bă, Serghei, una e și îl urmărea și poliția. Calea Florească să ai 220 de km. Mă, fetii, nu. Eu atunci am zis că... Ce-am la focul ăla? Eu atunci am zis că ar trebui interzise urmările astea cu poliția în oraș. Pentru că dai de un scelerat de ăsta care vrea să fugă de poliție, poliția așa și așa nu poate să-i prindă cu cazanele alea. Sunt orașe în Europa asta și în lume unde sunt interzise urmările astea. Tocmai din cauza riscului foarte mare, că ăla scapă Bulanu. Și eu cu Serghei... Au intrat și polițiștii ca proști în stâlpi. Mai bad ca Serghei n-a condus nimeni în toată România. Cred. Mă ajută acum. Cred. Pe cuvântul meu de onoare. Și astea în anii 70, 70 și ceva, veneam la pescăruș și avea un, cum se cheamă, safari. Da, diferența era că bea. Nu fugea miliția după mine, da, fugeam eu după miliție. Aia era diferența. No, da, cel mai bine e să nu te sui, la ce se întâmplă, până la urmă zic, bine că mi-ai dat Dumnezeu. Da, mă, dar niciodată n-am mers... Mai bine nu te sui, Serghei, ia un taxi, Doamne ferește, că și fata aia a murit în taxi. Bă, nu mă dau eu sfânt, că am mai băut și eu la volan câteodată. Bă, da, am mers cu a întâia, cu a doua, de frică să nu... Pe lângă bordură, încet, pe lângă bordură, încet, cu tare. Acum e și teribilizat și mai... Hai mă să mai spun și pe drept, acum, că beau și tac și pe nas, nene. Mai sunt și drogați, asta am vrut să zic. Mai sunt și drogați. Trei fete, una a plecat de acasă și a plâns, nu? Da, am plâns. Una dintre puținele dăți... Am plâns când am văzut în mireasă. Dar la 26 de ani... Mare, deci era nu puteți să aveți. Să aveți să stea acasă. Da, e o graniță. Pleacă fata din casa politică. Da, a plecat la 700 de metri, așa că e fiecare zi la mine în casă. Nu e mănâncă la mine, la ea foarte rar. Nepoți aveți? Încă nu. V-ați bucura să aveți? M-aș bucura, o să vină. Ce vreți? Băieți, presupun, nu? Da. Să fie ele sănătoase. Principalul e că se înțelege cu bărbatul ei. Am înțeles că e un băiat școlit un băiat în Germania. Din Germania, băiat de doctor, din păcate taică s-a murit. Un băiat cu minte, se iubesc tineri. Eu le-am făcut o nuntă în care n-am dorit o nuntă comercială. N-a așa cum presă. Se fac de obicei acum. Cu plicul, cu de la nașul mare. Nu, cu presă. Cu asta. Bine, a venit presă la biserică, în piață. Am zis, ce să le faci? Dar n-am vrut să fie filmată. Chiar ea mi-a zis. A apărut câteva informații de la oamenii care au fost acolo, găzduiesc, pentru că au nevoie de publicitate, corect, probabil. Corect, și era cât pe aici să schimb locația. Da? Pe cuvânt de onoare. Pentru că, până la urmă, e numta ei, e numta noastră. De ce să o comercializez eu așa? Da, foarte civilizat, poți să vii, să faci niște poze. Ce, nu s-au dat poze? Au dat, sau... Da.
Dar nu, eu am mers tot timpul pe ideea asta. Familia ține-o deoparte, domne. De... Vezi tu, la noi la Machedon, familia e sacramento. Așa ar trebui să fie la toată lumea, numai la Machedon. Păi și la italieni e sacră familia. În lumea asta nebună, familia ar trebui să fie oaza de liniște. Pe care și în Columbia. Corect. De exemplu. Da. De apropo de Columbia și de familie, aș vrea să vorbim puțin cât e legendă vis-a-vis de originile soției noastre, cât de mafiotă sau mafioată este familia aia. Socrul meu a fost pilot de jumbo. Fost pilot sunt poveștile aia, că trăgea cu pistolul. Nu. Păi poveștile a fost că în momentul când a murit tovarășul meu cu accidentul cu Cornel Dinu, că ne împușcam cu italienii pe la Benevento. În Italia. Și eu eram în Germania și m-am întors a doua zi să recunosc că e mort acolo. Ma. Dar apropo de socrul meu, a fost pilot de jumbo 27 de ani, făcea Bogota, Europa, Madrid, Paris, Frankfurt și a murit în 83 cu 195 de pasageri la bord. Aul, s-a prăbușit? Madrid, Barajas, 28 noiembrie 1983. Toți morți. Ma, da. Și ce a fost, eroare de pilotaj? Problema e cu plantația de cafea pe care o avea socremiu. La și 100, s-a speculat că ar fi de droguri. La 120-30 de kilometri de Bogota. Viani se cheamă satul unde s-a născut el și unde cumpărase o plantație de cafea, făcea cafea și nu prelucra. O dădea verde așa. Da, nu prelucra, da, corect. Los Cafeteros, cum organizația Los Cafeteros, cumpărau verde și o prăjeau, o făceau și așa. Cum se face cu tutunul? Iei dar tutunul acum, de la... nu știu câțiva ani, gherilia asta, care... Da. FARC, toate astea avansau și soacră mi-a zis Joan, îmi spune mie, vino să vindem plantația că ne-o confiscă ăștia, ne-o sechestrează ăștia, dai zeamă. Și a vândut-o la un preț mai mic și a scăpat de belea. De belea. Păi ce se cere să vorbim? Da. V-a tentat vreodată să rămâneți acolo? Adică era o piață unde să, mie-mi place să câștigați Columbia... mai mulți bani decât în România? Vrei să spun ceva? Eu aș fi putut să fac un business foarte important cu jucătorii columbieni. Și atunci, slavă Domnului, era Valderrama, erau jucători, au avut națională ca lumea în 94, da, da. Chiar când i-am bătut noi atunci. Că mi-aduc aminte în 96 la campionat, sau 8, campionatul mondial din Franța, mă duc la Lyon, la meciul România-Columbia, primul meci din grupă. În 98. Și când ies de acolo, iese președintele Constantinescu și vede fetele mele cu un steag al Columbiei. Că e același steag, numai că e pe verticală și pe orizontală. Da, da, da. Și pe o parte aveau steagul Columbiei, pe alta al României. Și de ce cu fetele astea? Păi sunt jumate columbiene, jumate românce. Și am bătut cu 1-0, a dat Ilie Adrian gol. Da. Și asta a fost legenda cu Columbia, dar nimic. Deci familia, niciun caz, legături, familie... legături cu mafie sau cu... Dar în Italia, cum a fost? În Italia era altceva, în Italia m-am dus tânăr, în Italia m-am dus la, am ajuns la niște... Aveam un italian care, pe Hugo, nu? Îl cunoaște și el. M-am dus acolo și am zis, băi, să începem și noi în viață. Aveam 20 ceva de ani, ce să facem, să muncim, să studiem aici, să luăm de la... Dracu, și toți pe la care ne trimiteau, cea mai ieftină pedeapsă, dacă te prindea, era vreo 15 ani, îți dai seama. Alealte erau de 20. Astea erau business-urile. Toate după așa erau. Sau ergastolo, adică pe viață. Da, da, da. Până la urmă zic eu lui Hugo ăsta, zic, bă, Hugo, bă, da ceva până în 6 luni ne dai, mă, frate, zic, ce trebuie. Să facem noi ceva cinstit. Și ne-a trimis la fabricați de ăștia, de aur, de... ceasuri, să vindem. Păi și asta cu impresariera de fotbalești, când v-a venit ideea? Sau când v-ați dat seama că poate fi... în 86. Fi... Serghei n-ar fi fost și el bun de impresar? Era bun, Serghei, da. Era să bun, mor. Da, el... Eu am fost atunci la început, dar n-a crezut nimeni. Dar vrei să spun ceva? Serghei a venit la Frankfurt și i-am zis, stai mă lângă mine aici, că jucam biliard cu americanii, cu soldații americani, nu snooker, da. Ăla cu găuri. Cu... Da, da, da. Și stai mă lângă mine aici, lasă mă duc la Hamburg. Eu vreau să dea o lovitură, să facă un transport de vreo 15 kg de cocaină odată, sau vreo 200 ceva, și să devină milionar. De prima, așa, da, odată. Da, de prima. Eu eram de câțiva ani acolo și el vrea de prima, așa. S-a adus la... cu un prieten de-al nostru, s-a adus la Hamburg și nu vă mai spun. Ce-i mai interesant, nu ne mai spune. Păi,
Și ne-a prins. Camera miliardare. Operație nereușită. O reușită deci, temporară. Cu făina aia din porbagaj nu vrei să zici nimic, nu? Vezi că e mai din emisiunea lui, mai mai aici. S-a mai liniștit Serghei acum. S-a liniștit, da. Dar ar fi fost... Are și el fetele mari acum, nu? Spun că ar fi fost bun de impresar care are papagal, așa, adică i-ar fi vrăjit bine pe ea. Da, are vrăjeală incredibilă. Dacă el a vrut vrăjeală să-l potolească, să o potolească pe Elena Ceaușescu. Dar dumneavoastră ați avut vreodată, i-ați cunoscut prin Serghei sau pe Nicu, pe Ceaușești? Nu, pe bătrânii, pe bătrânii, pe bătrânii, pe bătrânii, pe bătrânii. Dar ce să vă vrească? Pe Nicu, da. Pe Nicu, da. Pe Valentin. Da, dar pe bătrânii niciodată. Unde ne vezi? Cum a fost povestea cu Melodiu, cu barul Melodiu? Cu Melodii. Că eu când... Înțeleg că a avut tot o ambiție. Când am plecat cu Mercedes? Când am plecat în Bulevard și mai făceam și școală, mai jucam și fotbal la Dinamo și mai făceam și o business cu bilete, cu valută mai târziu. Ai văzut că la Melodii, la Patria, acolo băgau balerinele, corpul de balet, normal, care dansa cu tare, cântăreții, da. Îi fotografiau. Și eu mă uitam acolo și vine un plutoner major, cap de mort, îi spunea ăștia. Ce faci, mă, aici? Ei știa ce fac eu pe acolo. Ce te uiți aici? Tu ești mic, du-te la școală. Și îmi dă câteva bastoane dintre alea. Câți ani aveți? Doamne, 17 ani. Și zic, bă, fii atent aici. Bă, dacă nu o să cumpări odată barul ăsta, Filar Măta, dracu de gabor stricat care ești. Și am fugit pe strada aia până la Dionisie Lupu. Da. Partea elaltă. Că biletele la Patria nu puteai să le dai de la 9 la 11 acolo. Că venea el și mai veneau aia mai mari și mi le luau cu jabca, mai mă băteau. Dar ce, se făceau bani în biletele alea? Bă, lău, 4-5 ori. Era 4 lei un bilet și îl vindeai cu 10 seara de la 9 la 11. Dar nu la proces, că eu vreau să spun că atunci am murit de râs mai tare la proces. Că erau toți la proces. A, și v-ați ținut ambiția asta să luați Melodiul, că i-ați zis să-l ia. Și, da, și 97 când l-am luat, 98. Zic, bă, o trăi cap de mor, să-i arăt că am cumpărat barul, Filar Măsă. Dar de s-o uita acum la noi. Păi și a fost vreun business sau n-a mers? Bine, bă, procesul de la Frankfurt? Procesul de la Frankfurt, fii atent, că erau acolo și noi parte eram în sală, înțelegi? Și tot vrea să-i facă grup organizat. Proces pe ce? No, prințese, bă, fiecare cu erau mai mulți acolo, nu are importanță acum să intrăm în amănunte. Și ăștia spun, domne... Avea microfoane. Domne, eram biletare, adică cum erați biletare? Domne, ne cunoșteam în România, cumpăram... Lasă, nu cu aia, cu Hitler, așa. Așa. Și ce, eram biletar și opresc că e așa, ce, care sunt români în sală? Că să și ne cheamă acolo, zicea, dom'le, avem o întrebare, ce filme aveți, dom'le, că sunt toate filmele și nu e nimeni în sală, cum luați voi biletele și le vindeți la suprapreț? Giovanni era cel mai tuțumită cu mine, uite, bă, cum vine actele, cu dosarele. Da. Și le explică el acolo și vrea să spună că e legionar și făcea, bunicul meu cu Hitler al vostru, uite așa. Asta a fost cea mai bună! Bună, cu ilo, nu-i pe acelera! Bă, dar nebunițele nemții, bă, ce film aveți voi? Da, legionar, no, legionar? Că la un moment dat, judecătorul zice, eu râdeam. Și de acum vine unul și zice că l-am păcălit. Veneam însurat în prima parte a vieții. Da. Dar... În partea de mafios. Da, vine fiisa, înțelegi? Și o întreabă judecătorul pe fiisa, îl recunoașteți pe domnul? Dar fiisa zice, domnule, să vă spun sincer, tata a stins lumina. Deci stai că tu a stins lumina, că făcea ceva dubios de lămăza. Da, corect. Cumpăra ceva care n-avea voie să cumpere. Da. Ai înțeles sau nu? Da. A stins lumina tata și nu-l văd bine pe domnul. Nu știu. Nu-l recunosc. Nu poți să... Pe Biblie, ne-am te pune să... Păi, cum ești la noi acum, da? Ești verenicht. Eu nu jur pe Biblie, zice Gagica. Fiisa. Și eu râdem. Și de către zice... Domnul Becaida, avea microfoane. Bă, Stoiane, tu îți dai seama, noi veneam din România. Unde, unde te băgau ăștia la... Jaful. Băi, vă, de șase luni, un an, doi, trei, așa mai departe. Și acum aveam microfon, auzi? În Germania, vorbeam la microfon. Da, pe noi și cu microfoane, cu tot așa ne-a băgat. Mai mult! Și zice... La noi cu microfoane, ne-a dat mai mult! Și zice... Dar de ce râdeți, domnul Becali? N-ați să știți că riscați până în 2 ani de pușcărie? Păi zic, și după aia, după ce ne dați 2 ani de pușcărie, ne trimiteți în România? Nu, zice, cum să vă trimite în România? Rămâneți aici, noi vă reeducăm, societății înapoi, să deveniți oameni de bază ai societății, ați depus acte pentru cetățenie, cu tare, ok.
atunci zic, dați-mi 20. Eu. Înțelegi? Continuă. Și la un moment dat, domnul Becali, apropo, dar de ce a spus că pot să vă dau și 20? Păi domnul judecător, nu s-a făcut niciodată pușcărie, da. Ziceam și eu din film, păi dumneavoastră știți cum e în România? Cum e, domn? Domnul judecător, îți dă ăștia o bilă de-aia mare așa, barbă de-aia, și cu lanțuri așa, și te duci cu bila. Așa e în România, așa e, domnul judecător. Nu se respectă drepturile. Băi, dar ne-a mai durat un sfert ori, ne-a dat drumul pe stradă, pe cuvântul meu, domnul. Foarte tare. Vrăjeala asta Sergei va Veze, ajuta. Asistat în tribună la proces. A, el era, da, observator. Era el avea planul făcut pentru Hamburg. Înțelegi? V-a ajutat genul ăsta de vrăjeală. Vorbim imediat după câteva minute de publicitate și cum v-a ajutat în meseria de impresar. Cădeați, înțeleg, că vă tăvăleați pe jos, pe la președinți, vă cădeați în genunchi. Fel de fel de tertipuri ca să scoateți prețuri foarte bune pentru fotbaliști. În 3 minute revenim. Da, am revenit. 1-2-7-2 în continuare. Dinamoviștii pune pasiune. Dinamoviștii, da. El dinamoviști, da. Ca noi toți. Asta e criteriul de angajare. Mai de capul. Când am primit golul, n-ai suferit? Rău, de fiecare dată sufăr. Cel mai nasole că le primim și noi avem emisiune, nu putem să stăm acolo. Cel mai nasole că ni l-a dat Bianca. Bianca, da. Am crăpături aici la clapă. Ați auzit declarația? Cum a știut cine a declarat că ăsta Cristian n-a vrut să dea gol, că se gândea la Bianca. Fluierau ăia, bă, frate, fluierau ăia, că dacă nu fluierau, poate nu-l dădea. Da, eu n-am înțeles faza aia, a driblat până careu. Execuția a fost foarte bună. Erau jaloane pe acolo, mă rog. Greșeala noastră, că n-am ajuns-o pe Bianca. Da. Deci mai sunteți dinamoviți. Rămâneți dinamoviți, pe eu până la moarte. Păi dacă eu am familie, deci cum să spun eu, da, sânge, cocheta și cu Steaua multă vreme. Da, eu cochetăm și acum. Am dinamoviști, a fost la nivel de afaceri, de afaceri la Dinamo de la 8 ani. De mic era Dinamo. Copii, da, juniori, tot. Și toate tablourile acolo cu Dinamo. Numai cu Dinamo. Și... Da, da, da. Ceasul, mă întreabă bine, cineva. Bine, dar de vândut, ceasul e Rolex cu nisip de la Monte Carlo. Da, e cu daia de Pobeda. Ce e povestea ta cu Rolex? Pobeda e mașinăria de Pobeda, nu știi? A, da? Daia de Pobeda punea un Rolex în astea? Nu, nu vreau să spun. Deci că e o poveste cu ceasurile cu nisip Rolex de la Monte Carlo. Corect, omul știe. Știu, de, da, da. Știu telespectatorii. Da, păi și cum e? De la prima întâlnire vrei să păi mă las așa? Ne-ați amenințat că nu știu. Cochetează-mă, nu? Nu să știe când mai veniți așa. Astea ne vedem noi, pe lumea cealaltă, da. Nu e o problemă. Până pe lumea înaltă, da. Pe 12 iunie începe. Până la urmă, lumea înaltă. Ați mai fost la emisiunea divertisment? N-am mai fost. Nu prea. Nu prea. N-am mai fost. Dar ce aveți cu ziariști? Aveți ceva? Știu, n-am nimic cu jurnaliștii, domne ferește. Am rămas cu eticheta că îi împușc de la brâu în jos. Așa e, da. Deci în... Nu, că îi faceți de la brâu. Că îi fac de la brâu în jos. Și unii merită. Și acum să-i ca faci. Ca în orice meserie, da. Bă, Dane, vrei să spun ceva? Bă, eu înțeleg. Eu cred că jurnaliștii sunt puterea a patra, chiar a doua, chiar a treia, dacă vrei. Așa ar trebui de să multe fie ori a patra, și, da. Și prima poate să fie. Uneori sunt. Bă, dar ce nu înțeleg? Că unii nu vor să lase lumea să înțeleagă că și jurnaliștii au parte priuri, tată. Păi că nu există jurnalist independent. Nu e povestea asta, bă, Giovanni, dar să unii nu mință, sunt cu bă, opoziția, puțin. Unii sunt cu puterea, dar nu, asta nu se întâmplă numai la noi. Unii sunt cu Oana Zăvoranu, unii sunt cu Bravo, bă, nu neapărat împărțiți politic, dar sunt... Nu, afară dacă minte ceva de tine, aș dă și ții milioane. Aici poate să-și permită să spună orice și nu pățești nimic. Asta vreau să spun, nu-i vina jurnalistică. Bă, exact ca politică. E vina justiției, până la urmă. E vina legii, că nu... E justiție. E cuvântul ăsta rămas, politică e o curvă. Mamă, el te face varză și dacă te luat, el sunt ziarist. Păi dacă e ziarist, dă-te. Acum să mai spun ceva. De ce e curvă? De ce zic ăștia că e curvă politică? Pentru că ai văzut. Emigrezi, PNUR, PND, te duci, te schimbi și așa mai departe. UNEPR. Până la UNE... Da. Nu contează. Dădeam așa. Că UNR era pe vremuri. Ala, portocala. Corect. Singura problemă, tu nu vezi, s-au împăcat nemții cu francezii. Mai mult decât atât.
au creat Uniunea Europeană. Da. Pentru că Uniunea Europeană o creează Helmut Kohl cu François Mitterrand. Ei au pus-o la cale, au pus bazele, au realizat. Bazele s-au pus în 57. Acum, în criză, bazele le-a pus și Hitler. Bazele le-a pus și Napoleon, dacă e să... Napoleon aceeași bază avea. Să facă o Europă, cum s-o cucerească. Și până la urmă, acum au scos-o din criză tot Angela Merkel cu Sarkozy. Tot ăștia. Ăștia sunt, dar o singură... Numai două nații nu se pot împăca niciodată. Și culmea, două nații, de unde vine Iisus Hristos, mă? De unde s-a născut? Evrei cu palestinienii, mă, frate, incredibil. Când ăștia vin cu... Ar fi primii care ar trebui să se împace, să se împece. Corect sau nu? E, uite, că ăștia nu se împacă. Nu se împacă neam. Și se omoară între ei în continuare. Și omoară copii, și omoară apropiații. Și omoară pe motive religioase. Eu am prieteni, și palestinieni, că... și evrei. Bă, frate, zic, bă, dar într-o zi... Bă, e Pământul Sfânt, bă, ne-ați intoxicat și pe noi cu Iisus Hristos, care vine de la voi. Bă, dar voi nu înțelegeți, bă, sunteți că un om religios, domnul? Da, cât de cât nu sunt un fanatic. Nu sunteți ca Gigi, nu? Nu, practic. Nu sunt ca Gigi, dar Gigi așa a fost tot timpul? Pentru că el acum în mașină ascultă muzică religioasă. Gigi până... Adică de multe ori e cam stridentă. Nu, sona lui Gigi, care a murit. Și care... Adică e ostentativă asta. A fost asta în cu... clasă cu mine. Deci noi am fost botezați în aceeași apă. Cu Dorina, cu sora lui Gigi. Și am fost crescuți împreună, ca frate. Când a murit, ea a lăsat. Ea a murit pentru că s-a sacrificat să îngroape copii rămași fără ajutor. Copii care nu mai puteau să fie mormântați. Și ea a răcit acolo, în cimitir, îngropând copii. Și a murit, a făcut pneumonie și a murit în... după Revoluție imediat. Și probabil a fost cea mai mare durere, nu numai a lui Gigi, și a mea, și a familiei. Și Gigi de atunci a promis că... Și a întors fața către Dumnezeu. Da. O să, în cinstea ei, o să facă... În memoria ei, corect. Și așa mai departe. Și nu numai Gigi, ci și sora lui Gigi, și mama, și sora mea, și... Eu nu sunt atât de... Dar sunt un cristian ortodox care... Știu ce înseamnă Paștele, știu ce înseamnă post. Normal. Țin un post de 40 de zile până de Paște și așa mai departe. Corect. Și de asta zic, bă, două nații s-au împăcat nemții cu francezii și aia din, care vin din țara aia sfântă, nu se împacă. Cred că nouă ne e greu să înțelegem conflictele lor de acolo. Cred că doar trăind acolo o să înțelegem. E istorie de mii de ani și nu... Bă, ei ne-au învățat, mă, să fim oameni. Ei ne învață. Ei ne-au învățat să nu ne e frică de moarte, că mai avem o viață sus, că ne vedem, că nu știu ce... Marele războaie în toată... Pentru că știi care e avantajul credincioșilor? Știi care e avantajul lui Gigi față de mine? Și oamenilor ca Gigi? Ei întâmpină moartea... Nu le e frică de moarte. Da, nu că nu le e frică, le e frică rău de tot. Da. Dar întâmpină moartea nu cu o mare bucurie, dar mult mai seren, mult mai liniștit decât... Doamne, ne-a murit doi unchi acum, într-o lună ne-a murit doi unchi, becalii amândoi. Și ții pământ și arunci acolo, mă, frate, nebunești, cum să spunem, te ia așa. E, uite, Gigi aruncă pământ și râde. Râde? Da, râde, adică el știe că ei se duc s-au în cerul. S-au dus într-o lume mai bună. E atât de convins că se duc într-o altă lume. Adică sunt atât de convinși că e o altă lume... Și asta le ușurează suferința. N-a reușit religia să vă convingă că există ați viață avut vreodată după, remușcări față de, să zicem, de un om pe care căreia i-ați făcut un rău sau căreia i-ați produs o pagubă? Nu, n-am avut și când am produs o pagubă mă aduc aminte la mare. Așa. Deci avem... să leagă de declarația asta. Îmi place să jignesc adversarul, să-l domin psihic. Și probabil că de aici plecând și de, el, și de asta și de povestea cu ceasurile la un moment dat. Nu, eram mai... la mare. Aveam 20 ceva de ani și nemți, era, că spuneau ăștia, spun ăștia de turism acum. Păi bă, fraților, n-aveam nici aeroporturi atunci. Aveam numai Băneasa și Constanța. Știi cum aterizau pe Cogălnicianu? Păi iarbă de aia, necosită, da, netăiată. Unul după altul aterizau, mă, frate, charterele din Germania. De acolo luam eu mărci cu tare și am găsit o familie de suedești. Și erau corone de alea. Coronele suedești erau mici. Erau aproape jumătate de marcă. Și schimba puține corone. Și zicea, strângeți-vă, bă, 3-4 familii ca să se...
Și am strâns dracu valoare de vreo 200-300 de lei și i-am ars pe toți. Ai înțeles? Da, i-am ars, nu le-am schimbat. Și când am trecut pe bulevardul ăla, pe partea alaltă, la, eram pe la Viachi, pe acolo. I-am văzut săracii cum mă căutau și plângeau. Și m-am dus pe partea, ia veniți mă cu am. Am mai ars eu bogați, dar erau bogați de-ai dracu de aici, aveau cărțile cu ei, aveau... Am înțeles. Înțeles? Și m-am dus pe partea, ia luați-vă banii înapoi. A fost o greșeală, dați-mă la șmenul ăla care vi l-am dat eu în coapsă. Să-l mai folosim o dată. Să-l dau la unul. Să-l dau la unul care e voi responsabil, care știe păi, despre seama, ce. Le-am terminat vacanța, dai seama. Da, da. 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 De ce l-a fost? Eram un dușman al turismului românesc pe timpul ăla. De ce? Păi făceam probleme turismului, nu încurajam turismul, dai seama. Că mai schimbam la drepte, dar mai dădeam și câte una așa la... Deci, da, da, pe vremea aia, să știți că mama aia erau și Sergei, oamenii cu bambuși. Sergei era expert să schimbe rublele, levele. Neptun. Alea mergeau tare. Neptun era, Olimp, amfiteatru, da, ala era. Bă, Neptun, amfiteatru era... Păi când am plecat, când s-au deschis astea, ziceam că sunt în Las Vegas, da, mă, frate. La Jet, acolo. Venit... De ce, mă, la Neptun era și casino? Și, unde și era? La mama aia la casino. Și la casino, nu era casino. Eu am jucat șmen de fer la mama aia. Nu, Neptun era. Și Neptun, casino. Ba, da, are dreptate. Bowling-ul. Era bowling-ul? Era spre ieșire. Da, da, corect, așa e. Spre ieșire, nu? După aia n-a luat Nicu Gheară, n-a luat partea. În ziul 2000. Păi și mă, Sergei, tu jucai oficial? Ești nebun? Da, ce voiam. Eu în 70 ceva jucam șmen de fer la Melodii. Șmen de ce? Șmen de fer. Nu știu cum e asta. Șmen de fer e un fel de bacara. L-ați lămurit, nu știe nici ce e bacara. Da, mă, dar bacara măcar am auzit, n-am jucat niciodată. Da, da. Ce dracu, și ce, în cadru oficial la cazinouri sau așa? Da, cu cupieri, cu toți, cu italieni. Mai, să jucați, mai să venea juca, să juca tare. Venea și Nicu Ceaușescu, dar eu nu prea jucam. Dar putea intra, nu-i putea intra orice român. Cum să intre orice român, mă, frate? Și atunci care era orice român intra în discotecile alea de la Nord? Și de la aia... Ce, de la stampă? Păi ăia cu pierii, toți erau securiști, dai seama. Deci ciripeau... Dar nu interesau chestia asta, mă interesau mai politică. Nu știau, nu să știau cine schimbă, cine politică, bace, bace, ce nu știu. Mă, frate, dacă vrei nu mă reiai cu aia, durea pe ăla îngă os că schimbi vrei valută să ceva? Da. Adică mă, stăteam seară de seară în barul de noapte. Asta mă, dar în toate discotecile pe valută, unde n-aveau ce să caute românul la mare. Sanquist, Marquez, Păi da, dar erau pline de români. Români. Da. Numai români. Sau mă rog, aproape numai români. Cu Mircea Pascu, cu toată lumea care era săracul. Mircea nu s-a însurat, Mircea Pascu s-a însurat cu americană. Una, cu picior de lemn. Da, da. Nu era șcioapă, nu era șcioapă. Doamne, iată-mă, nu-i de râs, doamne. Avea picior de lemn, era șcioapă pe dracul. Am fost cu el la Los Angeles. Și-a luat o grămadă de bani de la taică-su, săracu. Și cum a luat-o cu picior de lemn? Da, mă, s-a însurat cu picior de lemn. Avea o mașină de aia. Avea mașină americană. Chevrolet, dracu, ce avea. Făcea figuri cu ea pe la Lido. A, de s-a însurat cu mașina ei, de fapt. Nu, mă, s-a însurat cu părinții. Era... S-a dus în America, mă, era... n-am rămas cu el pe străzi. Omul era și actor și cascador, îți dai seama. Da. Dar l-ai văzut, mă, l-ai văzut, el cu nasul strâmb, dând cu mâinile curate. Da, da, da. Cu Sergiu Nicolaescu, da. Cu aia, cu Dide, cu... Dide, da. Cu ălaltul, cu, de la șeful cascadorilor, cum îi cheamă? Motan. Sobi, cu Sobi, da. Bine, Motanul a fost... Păi mișa la mare, cu ei, dai seama că... Cu grecul care a plecat la Los Angeles. Ăștia erau băgați în seamă de gagicile mișto pe acolo. Ei, aici vroiam să ajungem, la gagicile mișto. Că Sergei a tot venit pe ăla, nu i-a povestit, dar în foarte puține povești apar gagici. Nu... Problema că eu cu Sergei suntem pe partea cealaltă. Aia, da. Aici vreau... Și cu câini! Pe partea cealaltă a străzii. Aici vrea să mă chinui să vă fac să... A zis-o prea repede. Acum, ce dracu mai vorbim? Noi nu vorbim de gagici, nu. Pentru că suntem moderni. Dar soțiile au fost geloase? De fapt, prima nu mai contează. Toate soțiile actuala sunt geloase. V-a făcut vreodată scene de... Că viața asta libertină implică normal, și... cum să nu? Auzi, ca toate femeile. Ce, noi bărbații nu suntem geloși? Cum să nu? Eu vă vreau. Dar noi suntem bărbați, îți dai seama, noi avem voie, ele n-au voie. Aia e teoria, nu? Păcând la nemți, dacă eu am stat în Germania, m-am civilizat, nu? În Germania e altă viață, nu, Sergei? Da, ne-am civilizat rău de tot. Păi da. Atât de rău că nu-ți mai revii. Sergei ar spune mai multe, dar l-ați băgat la început, domne, o dopă serioasă și gata. Civilizat era. Și am venit cu niște tablouri în Frankfurt.
Și eram la un restaurant și tot le arătam și Giovanni nu înțelegeam cum am pictat eu. Și a dat scandal, a făcut și ne-a dat la afară și Giovanni. A venit cu două grenade. Da, vreți să vă spun ceva? La restaurantul. Cea mai, cea mai tare emisiune o faceți cu Serghei când că îi aduceți acuarele, îi aduceți o pânză. Cum să aducem acuarele lui Serghei? Că le bea. Păi facem 0-1 rating dacă îl punem pe Serghei să picteze. Îl puneți să picteze. Hai mă, Serghei, vii odată să pictezi. Serghei e artist, tată, să pictezi. Cât durează emisiunea? Uite să o pictezi pe Pamfile. Două ore jumate? No, no, no. Serghei îți creează ceva, îi dai un... îi dai muntele Atos, Venus, da. Sau îi dai muntele Venus, sau îi dai ceva, sau... Bă, m-am dus la Academia Română, că aveam expoziție acolo. Era Emil Țiganu, Zeu Sărăte și Zaharică. Atunci când te-ai căcat pe tine? Nu. Și eram acolo și... în fine, acum știi că mă spart tot timpul. Era un brâncuș în curte. Și eu am zis, bă, să luăm brâncușul, că aveam cheie noaptea pe acolo. Emil l-a avut sângele astea. Și se bag acolo în... În sală. Și le-am dat din asta de ziariști. Emilie mi-a dat la razna că le ziariști, că nu știu ce. Da. Și erau mari critici, nu mai le dau numele aia noștri acolo, că erau cu delegația oficială și Zaharica meu, să moară mama cu metrul ăsta, pictează cu plastilină. Și m-au întrebat de ea, bă, da, așa, cine sunt? Bă, sunt ziariști, dar sprecați de mult. Da, bravo. Nu mai știu limba. Da, ați fost pe la toate... Zaharica a murit, nu? A murit, amândoi am murit. Am murit, incredibil. Ați fost pe la bețiile astea pe care le tot povestește Serghei? Participam direct. În același rit ca el? No. Nu, nu se poate. Bă, eu nu țin, nu pot să țin. Eu nu beau. Nu bezi deloc? Beau, dar nu. Ca Serghei? Nu se poate. Păi dacă n-aș fi eu cu el când bea... E campion mondial. Cine știe câte nenorocire ar fi făcut nenorocitul ăsta? Că lua avea o de-aia, o pușcă de-aia așa de... Era de vânătoare, mă, sau cine cu el? Brownie semi-automat. Da. Trăgea cu ea, bă, fraților, în anii 70 ceva. Păi n-a povestit că trăgea cu gloanțe adevărat. Trăgea, bă, frate, în ambasadă. Cu gloanțe adevărat. Ce de cu, pe timpul ce comunism, na. Păi da, trebuie să fie ca berilă până acum. Să facă pușcărie ca berilă. Îți dai seama dacă... Păi nu-i așa? Adevărul că deschideam focul foarte repede. Plecam de la pescăruși. Fii atent aici. Ați văzut filmele alea cu americanii, Jimi Hendrix, ăia pe timpuri, da. Plecau cu plete, cu... Flower power. L-am văzut că era cu safari, cu părul, cu ce păr avea. Da. Exact așa trăiam noi atunci, bă, cu americanii, bă, pe cuvântul meu de onoare. Cu Sharon... era aia. Era o actriță americană care a omorât-o, un drogat. Da, Sharon Tate. Sharon Tate. Manson a omorât-o. A? Manson a omorât-o. Cu ăla asemănam. Cu Manson asemănam, da. Bă, era așa trăiam noi atunci. Părul mare, cu frumos tare. Frumos la pescărușa. Da, avea Serghei succes la femeie, avea, nu? Păi cine nu-l curta pe Serghei pe timpul ăla? Da, tot timpul rămâneam... Păi dacă ieșea cu pușcă la el... Tot timpul rămâneam cel mai bun prieten cu el. La început era mai rău, pentru că erau fotbaliștii frumoși care... Serghei a avut un singur noroc. Cu Cora, cu nevasta asta care o are acum. Senzațional. Că dacă nu avea pe Corina, era vai de capul lui, era terminat până acum. Te-ai emoționat, mai bagă niște apă. Nu. Și am zis la fel. Bă, Dane, apropo de toate astea. De plutire, apropo de toate astea, eu am promis lui George Stanca. Da. O carte. O să fac o carte cu el. Păi, da. Și acum trebuie să anunțăm că o să faceți cu mine, nu cu el. No, no, no. Tot cu el o fac, dar i-am promis că o facem într-o croazieră așa de croazieră de o lună, două cu el așa și o să o scriem pentru că până la urmă cartea trebuie să o faci. Ce să mai? Eu vreau să scriu, dar la mine e o poziție a familiei. De ce? Deci nu vrea familia să scrie. Dar scrieți, o să scrieți în carte tot, absolut? Absolut toți în carte. Zi mă, Dane, zi că tu zi faci carte cu Serghei. Eu aș vrea, dar nu vrea Serghei să facă. De ce mă? Mărie ăștia, că zic, bă, că și așa te-ai făcut, mai ales schimb numele. Păi tu ții cont de imagine, mă, Serghei? Păi nu ții cont de imagine, că eu le-am făcut și eu mi-asum ce am făcut. Serghei, o publicăm după ce mor tu. Nu-i problemă. Mai am puțin, hă? Dar cine nu te lasă? Soția? Nu soția, mai mult familia. Nu aia, fiimea mică care e cu scris cu astea, e mare scriitoare, mare asta. Păi să scrie ea, frate. Păi nu vrea. Aia scrie. Și nici tu n-ai putea să-i spui. Aia face să-i nici tu n-ai putut să-i povestești bang-bang-urile alea și toate nebunile. Dar ea face psihologie cu filozofie, cu astea grele. Cu... Păi și poți te duci tu să-ți fie psiholog fata? Păi nu, dar... N-ai cum, nu poți te deschide. Și m-am dus și am zis, bă, gamea și i-am scos și am arătat. Auzi, Dane, îți spun ăștia că timpul comunismului. Păi, bă, frate, noi stăteam în același restaurant cu Nicu Ceaușescu, pe cuvânt de onoare.
E adevărat că eu să te ajut la pescărui, noi, dar noi dădeam bani la muzică. Dar nu mai era pescărui și unde vine tot numărul ăsta, ce și omul, cum se spune, omul, noi aveam legătură cu el numai prin Mircea Sandu și prin Serghei. Dar cum se face că erați prieteni cu Nicu Ceaușescu, deși toată familia a fost de legionari? Era cap în cap. Păi, dar eu n-aveam treabă, tata, eram un copil. Și acum ce să fac eu? Tu crezi că legionari, și crezi că legionarii n-au făcut greșeli? Ba nu, au făcut și ei, dar era vorba de... Orice speță, ce trebuie noi... El era, eu știam că ele... Că e băiatul lui... Adică când ne dădeam o plicuie, știam de azi. Nu mă, da, sunt... Da. E ideologii de alea de să bat capul în cap. Dar nu era cu băiatul, nu era cu băiatul. Ne plăcea viața. Păi lui, dacă nu-i plăcea viața, s-a asociat cu noi? Dar ce am avut eu cu politica? Și până la urmă, stai să spun ceva. Dar cine m-a luat? Noi, eu și încă alți prieteni ai mei, noi fumam Kent și Polmol cu filtru. Acum l-am fumit. Și ei fumau Virginia până la urmă. Și erau copii de ștab, mă, frate, făceau ce vreau. Aveau degetele astea afumate de Virginia, fără filtru. Și trebuie avea una cu alta, nu? Fără filtru. No. Aveau degetele tocite de la numărat valută, nu de la, de la Virginia. Nu era altă, era complet altă vreme. Dar ce crezi că acum e altfel? Lumea politică e amestecată până la urmă. Cu lumea interlopă, cu lumea afacerilor. Nu știi care e problema? Că în primul rând că nu eram politician și în al doilea rând că acum e o discrepanță foarte mare. Dar va deveni... Dar stai puțin, mă, care, ce interlopă, bă, frate? Auzi, interlop. Bă, frate, Serghei e prieten și cu țigani. Eu am trăit și cu țigani. Problema știi care e? Că zic ăștia, rom. Păi cum să-i spui lui unul rom, mă, frate? Când toate am prieteni țigani care se fălesc că le spui țigani. Păi da, normal. Da. Mă, țigan. Și prietenul să ne oprim. Romba, romule. Eu ne oprim puțin pentru publicitate. Țineți-vă vorba că trebuie să intre la fix. În 3 minute ne întoarcem. Da, am revenit pentru, cred, ultima parte, dacă nu ne-o mai lungi, depinde. 1272 puteți trimite în continuare SMS-uri. Știrea serii încă de la început, domnul Giovanni Becali s-a hotărât, intră în politică, într-o alianță de succes, în USL. Nu crezi că ar fi cazul la câți nemernici văd eu în parlamentul ăsta nostru? Bă, și nu numai că îi vezi cum sunt ei, bă, bravo lor, au o școală, sunt oameni care au făcut probabil facultatea la Seral și liceul la Seral. Dar nu mi-a zis senator sau deputat, că v-am întrebat la început. Eu vreau senator, dar dacă o fi și deputat, nu mă deranjează. E important să las ceva în urma mea. Că de-aia mă duc. Și mai mult mă duc pentru zona aia, Pipera, Nord, dacă aș putea să fac ceva. Pentru oamenii aia unde... Păi, dar de ce nu candidați la consilier la primăria capitale? Și ce să fac consilier la primăria capitale? Eu mă duc și cu un partid în spate... Da, Stoiane. Dacă vrei să faceți pentru... Ce să faci consilia primăria capitalei când toate mișmașurile se fac, n-ai văzut, se duc să candideze ca să aibă consilieri. Un primar normal trebuie să aibă consilieri. Dar nu vă toți de partea lui să aibă majoritate ca să poată să-și ducă la îndeplinire planul. Corect. Vai de nu-l luați și pe Serghei? Dar luptă. Le iau pe Serghei, dar mai încolo nu le iau așa din prima, înțelegi? Mă ia din a doua. Dar îți mai spun ceva. Tu ai văzut, văd și eu, ședințele astea parlamentare. Bă, dorm în... Păi și credeți că schimbați ceva? Păi țip acolo. Când doarme unul și sfoare... Zi, bă, și scoală. Cum ar fi? Îi faci așa, bă, îi faci alarmă la ureche. Scoală, bă, că stai în parlamentul. Stai în parlamentul României, bă, nenorocitule. Cum dormi tu aici? Că să uite lumea, te vede lumea, uite bă, pe cine am ales. Bă, dar nu înțeleg un singur lucru. Toți miniștrii ăștia și cel puțin ăștia ai transporturilor care au fost până acum. Autostrada terminată în 98, nu e gata. Bă, dar nu răspunde ei pentru termenele astea. Nimic nu e gata. Bă, dă-mă o lege, bă, stai puțin. Eu ca ministru nu spun, 30 mai zic că București Ploiești va fi gata. Hai să vedem. Hai să vedem. Podul, pasajul, Pipera. Păi am fost noi la Cluj acum cu avionul și am văzut un avion. Așa. Și are bucăți întregi unde e pământ. Și atunci, cu ce dupe un ministru pe noi, mă, ministrul transportului? Credeți că de unul singur face ceva? Păi nu, dar unul, încă 10, încă 20, țipăm în Parlament și pentru responsabilitate trebuie să plătească.
Fă cel puțin un ministru civilizat și educat. Eu nu mai cred în astea. Care vrea să demonstreze că dă electoratului ceva, trebuie să spună, domnilor, nu pot să mă pronunț asupra datei determinarea. Dar nu vă e frică că în campanie... Pentru că v-aș minți. Da, corect. Corect sau nu? Corect, da. Că nu-l doare gura, să zic. Da, nu-l doare gura. Da, păi, dar dacă spui așa, 30, nu te mai dacă spui așa, nu te mai alege nici drept. Păi, nu te votează nimeni. Păi, ce-i problema? Dar o să înceapă în campanie. Giovanni Mafiotu o să dea fel de fel de alea. Da, bă, mafiotul de Giovanni o să vă facă ce vă spune, aia face. Cum l-a scuipat pe cartier? Da, mă, pe cartier nu-l mai scuip încă o dată. Nu, ca idee, o să zic că... Și pe el, și pe toți proștii lui. Da. Dacă a ajuns cartearul să facă istoria Revoluției Române, a am ajuns rău, mă, și a vândut 100 ceva de mii de euro. Am ajuns rău, mă, fraților. Dar eu dacă, ziceam, dacă eu ziceam de el, de cartearul. Dacă cartearul a ajuns investigatorul Revoluției Române, ne pișem pe noi, bă, frate. Ia și pe ăsta care ți-a de mine. Hai, îl cred pe Mircea Stoenescu ăla. Că e un băiat deștept, care a studiat ceva. E istoric, da. Bă, dacă Arteanu să ajungă să nu v-ați împăcat cu el. Eu spun cinstit, m-am împăcat cu el, că n-am eu, dar vreau. Eu nu mă referam la el strict, mă referam la episoade cu care s-ar putea să fiți atacat. Ia uite, domne. Păi nu poate să fie atacat. Și de președintele țării am fost atacat, mă, când... Dar din moment ce am recunoscut, poate să te atace? Că de asta mie poate să mi-o ia prin diferite părți ăștia. Pentru că eu am spus de la început ce am făcut. Și cu ce mai mă atace? Păi da, tu nu vrei. Am spus eu că sunt Lobachevski, nu zic așa, că același lucru și la... Am spus eu că am scris 50 de cărți, că am terminat Cambridge-ul. Stai, mă, Dane, dar tu mă vezi pe mine să mă duc la alegătorii mei din Pipera sau din voluntari. Și să le spun, băi, fraților. Băi, fraților. Proiectul ăsta de pod sau de ce-o fi sau de piață. A făcut Oprescu podul la frumos. Nu știu, va fi gata. Păi mor și va fi gata. Bă, mor. Dar poți să fii un foarte bun sau gospodar. Sau dacă nu e gata, când le spun oamenilor care m-au ales, bă, fraților, nu sunt capabil, v-am mințit, la revedere. Altul în locul meu. Dar știți care e problema? Că, că eu am bani. Nu am, nu, da, dar mulți au zis așa și când au ajuns acolo s-au sucit. Hai, mă, Dane, mă, ce dracu. Au spus pe dracu. N-a spus niciunul așa. Arată-mi unul care a spus. Arată-mi un ministru transporturilor. Bă, ăștia care a fost. Ministrii acum nu sunt aleși. Ce? Ministrii nu sunt aleși. Ministrii, păi, sunt numiți. Păi de ce te pronunți, bă? Păi ăla nu trebuie. Ăla spune, ăla nu trebuie să... Depinde că să fac licitații, că nu se rezolvă. Păi de-aia nu interesează, că păi nu-i alege nimeni. Ei pot zice orice, că nu sunt, nu și-a dat nimeni cum, votul pentru ei. Sunt numiți, bă. Bă, mai bine spui, fraților, nu vă spun când și cum, pentru că... Vă iau prin surprindere. Nu depinde de mine. Nu depinde. Dar de cât de politică? Mine. Nu vreți o carieră artistică? Știți că, no, știți că aveți o melodie? Ce melodie? N-ați văzut-o? No. Nu. Hai, mă, o ai? Da. Nu, ia, hai să dăm melodia. Melodia Giovanni Becali, Sunt mafiot. Așa să ia, băgat. N-am auzit-o niciodată. Ia, uite, o punem noi acum. Dacă o să-l căutați pe YouTube, nu știu exact, și sunt găzduite și de site-ul GSP, în care face în declarații, în interviuri, în fel, face melodii. Le face, da, face melodii. Are și cu Gigi și cu... Nu știați. Nu știu. Sunteți buni cântăreți.
Hai, Serghei, zi ceva. Zi poate participă la Eurovision. Îți place, mă, țigane? Ce n-am văzut bucata? Ce că îți place, mă, țigane? Da, e... Dar tu mi-așa îmi zic mie de mine, mi-au zis țiganul, nu mă înfrie niciodată. Așa și nu mă dorim voi cu cum îi ziceam? Paganini. Bă, da, Pagani. Poate ne aude, îl rugăm insistent. Lasă-l, am sunat, bă, pe ambele numere, nu vrea să-i. Ăsta e om de care ăsta studiază. Studiază cu zeite pe nefragă. Păi ce mai e rău să studiezi? Păi nu mai candidezi, dacă nu mai bași carburant, cum să mai candidezi? Păi hai că n-are numai cu tine, mă, are și cu mine. Eu l-am chemat la emisiune, mi-a cerut 5.000 de euro. Dacă îmi dai 5.000, vin. Asta mă, că îți dau eu pentru el. Omul de cultură de artă nu vine. Omul are probleme grele. Bă, dar nu mi-a zis de la ce v-aș certat, mă. Atâția ani de prietenie. Are grijile țării pe umeri. Spune la ce s-a certat. Dar e normal, ca și dumneavoastră cu Gigi. După atâția ani. Și eu cu Gigi nu m-am certat. Noi nu ne-am vorbit. N-ați vorbit. Eu m-am trezit cu Gigi în spatele meu la majoratul... Fete. A doua fată. La a doua fată. Fata mijlocie. Mijlocie, da. Da. A, atunci v-ați împăcat? Nu, nevasta mea cu nevasta sa. Ele au vorbit și l-au dus pe Gigi acolo. Vrei să-i supărat de la... Regie, v-au făcut regie. Nu știu unde... Să mă că sunt rude. Nu știu, da, unde, nu știu unde pierduse steaua. Dar voi erați aproape ca frați. Da, la noi verișori de verde, gradul 1, înseamnă frate, mă, frate, sânge, dai seama, nu? Nu, dar și la Serghei. El cu... ăștia au trăit într-o casă, ăștia nu știu dacă n-au făcut și alte prostii împreună. Hai, mă, Serghei, să vezi la cât au stat împreună. Adevărul că îl țeam în brațe când nu vedea scrisul și îl ridicam așa. Pe ce îl ridicam? Deja ochii. Păi da, vrei să spun ceva? Mădălina, acum ai încărți mare. Foarte bine. Ce face, bă, Serghei, te-a întărât? Dacă USL-ul câștigă alegerile în toamnă, Mădălin poate să ocupe... Poate să fie ministrul culturii. Te dă afară din România, Serghei. Păi și ce mai pictezi tu? Ce dracu mai faci tu când deveni? De când ai mai pictat, Serghei? Deci, în primul rând, că îi trebuie carburant. Înțelegi? Tu știi la ce mă refer? Unde are carburant? Una mai trebuie carburant. Și cine mai bagă în seamă? N-ai văzut cum stare, cum a sărit la cadnica, la ponta, la gât? Dom'le, acum am câștigat. Ce să câștigi? Cine mai bagă în seamă? Pe mandatul ăsta l-a dat afară pe Cornel din cauza că la mandatul ăla, l-am băgat ultimul acum. Iar vrei să-mi dau drumul la gură? Unde ați contribuit și familia voastră spre bunăstarea lui? Lasă-o dreacă. Uite, vezi, de asta nu vin cu el, că chiripește tot. Păi da, nu-i așa tot. Păi da, și acum a stat, mi-ai lumea, când n-am stat așa de cuvinte Serghei. Și e nebăut, că dacă bea. E nebăut, da. E nebăut, că dacă bea. Unde, când a stat cu minte? L-ați văzut vreodată. Asta, în seara asta, zice. Păi n-ai spus să-l las pe Giovanni să vorbească. L-ați văzut vreodată în Curugol? Da, da, aici, în direct. Da, doar așa, o secundă. Și nu mai vrem. Nu, mai mult. Dacă da, vrei, dăm... Eu l-am văzut când a luat-o pe aici, a fugit, a stat vreo jumătate ori așa. Adică eu cred am că, altele cu el. Cred că i-a fost frică dumneavoastră în seara asta. Da. Ar fi vrut asta, să știți că asta a liniștit. Ar fi vrut să zic păi că... Dacă mi-a spus, dar îmi lasă să vorbesc cu Giovanni, că-l prinde pe dar... Am mia oară când vii aici, domnul Becari, domnul Becari. Da, eu, vine prima oară, nu e normal așa. Prea liniștit. Păi adică lasă-l că-l prinde, că să vorbească. Da, mă prinde odată. Mă prinde odată, ca doar îl mai prinde. Dar e și asta, ține de o lege a tăcerii, nu? Am venit toată pentru că am promis. Corect. Și m-am ținut de promisiune, da, pentru că eu nu pot să promit ceva. Ca și în campanie. Uite, ăsta e un exemplu bun pentru viitoarea campanie. Pe cuvânt de onoare, eu nu veneam niciodată. Îți dai seama că nu numai pentru că eu nu veneam, pentru că nu e stilul meu. Am altă viață, alt stil de... Da, na, sunt un mafio, nu face așa ceva. Înțelegi? Și fața bani. Deci corect, mine, cu nații la studiat. Da, orice mafiot are și da, el simpatiile lui. Corect, dar le face într-un cerc mai restrâns. Corect. Și nevăzut de un milion de spectatori. Dar de telespectatori. Sunt dar ediții și ediții. Pentru că am promis, m-am ținut de promisiune. Și cred că nu v-ați simțit rău. În ciuda faptului că fetele, nevastea mea, mama, soț, mâine, știi ce... Ți-a zis, nu te duc cu ăla. Știi ce e cu mine, mâine? Pun pariu că nu vă zic nimic. Aoleu, când ies în curte. Deci lumea când vine cu spaimă... Și acolo cu pavajul cu aia, nu ți-am zis să nu te duci. Cu ăla. Păi de ce? Ce-ați făcut ceva? Și cu nenorocitul ăla. Nu suntem noi să turl când îl aduci la cârcium, la rebelioane, la astea, să-l mai vedeți. Uite, bă, că am stat acolo, am așteptat pe Victor, 4 accidente, uite, treabă zudele. Erau să facă, că toți nu știau ce-i cu mine pe veranda acolo. Da, să uită la mine. Pe veranda? Acolo, în față. Pe terasă, la bar, la noi. Noi avem un bar. A, tu n-ai fost la noi acolo.
Un... Bă, da, mă, ăștia ai voștri nu filmează. Cel din Pipera? Da, la barul familiei. La Petrică, dă-i pe GSP. Da, 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 la Petrică, da. Cum să nu? Da. Dar e cu Steaua, cum să intru acolo? Nu e cu Steaua, nu, 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 nu Dinamo, e Dinamo, e open bar, toate, intră cine vrea. Păi nu e bar. Nu e la adică că nu e culorile. Adică nu e o societate. Sunt două. Înseamnă că nu-l știu eu. Unul a văzut cu Steaua. Aaa, ăla, care e mai coal lângă biserică, nu mai e ăla. Cum să intru acolo, că îmi rupă ea picioarele? Păi nu mai e ăla. Ălaltul e... Aha. Păi venim atunci. Mai încolo. Dacă ne invităm. Dar vreau să spun, ăla nu e o, nu e o societate comercială, pentru că trebuie să ai afacere. Da, da. Aia e o sufragerie. E de familie. Unde vă întâlniți, da. E... Unde fiecare ia și bea. Corect. Adică... Am venit toți bătrânii din țada acolo. Deci trebuie să veni cu băutura de acasă. Am nu, 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 e acolo în vitrină ei și... Am înțeles. Că mai vin oameni din Harghita, vezi mașinile acolo. Da. Și dați-mă o cafea. Două cafele, o apă. Nu e domne cu vânzare. Cât costă? Da. Păi nu costă nimic. Păi cum? Păi nu da seama nimic. Că mâine o să fie coadă. Păi nu costă nimic. N-o să, da. A, și ce dacă, mă, frate, vin oamenii, beau o apă. Și ce făceai? Să te ai acolo Sergei și... E ca un pus de la băgat capopele alea pe timpul. Stăteam să-l aștept pe Victor să mergem într-un loc și ăia cu ochii pe mine să intre unul într altul. Dar mă duc eu cu Sergei o dată la un restaurant pe la... pe la centru, când, centru istoric, că n-am fost niciodată la centru vechi. Da. Ne dăm de mașină jos. Cum luam băncile? Da, mă, dar vine unul. Aveam puțin și vine unul și zice... Cum a zis, mă, unul? Cum a zis când ne-a văzut? Uite, cel mai tare cup. No, ce... Da, ce... Cel mai... Cea mai tare trupă de joc. Dă-o de dracu. Avea vreo 50 de ani. Avea pe ea. Și cine era? Doar noastră cu Serghei? Eu cu Serghei ne-am dat jos de mașină. Dar în gașca veche vă mai strângeți cu... Ne strângeam la... când era și Mădălin, înțelegi? De exemplu, îți dau... Deci s-au certat nebunești și gata. Da, s-a spargat. Dar nu cu ce, nu te vezi cu... Cu, cu Gino, cu ăștia. Păi da, cu Gino te da, vezi cu... Da, cu Gino mă văd. Cu domnul Nelu ne vedem. Da. Cu, dar de ce nu-i faceți Emil, cum au da, mă, da, eram... Cum au făcut soțiile noastre de un păcat cu Gigi. De ce nu-i faceți ok lui Serghei să-l puneți față în față? Pe care soții? Că ăla are 3-4 soții. Nu cu soțiile lui. Prietenii lor. Păi haremul, cu haremul nu se zice. Îți dau, îți dau o, o de-asta când... Îți dau un fier întâmplă de de când a deschis ăsta Dan Diaconescu televiziune. Da. Dă-i, 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 bum, 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 mergem noi, ne întâlnim cu Serghei, cu Mădălin, pe cu el. Pe banii dumneavoastră am auzit. A, l-am împrumutat cu niște bani, dar mi-a dat-o. Da. Și atunci ăsta Prigoană avea realitatea. Da. Nu? Da. Da. Pe la Republica, la Republica cu niște da. Pușcării de, 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 de astea, de... de, de da, clădirile alea, ultimele. Alea, da, în sfârșit. Călinescu venea cu noi atunci în grup, Florin, da. Dăi, el, nu știu ce, nu știu cum. Până la urmă, o să spun una, da, nu era însurat Prigoană atunci. Bă, nu te-o lasă, bă, că sare nevasta în capul meu, doamne. Pe Adriana, bă, Adriana, nu, mă, nu cunoștea pe Adriana pe timpul ăla. Și dă-i cu tare, erau două fete pe acolo. Dă-i cu tare, nu știu ce, și Prigoană zice, mai erau câțiva, și zice, dom'le, fetele astea nu, erau cu unul, și zice, fetele astea nu poate să rămână cu mine, Prigoană. Da, ăla, ce, da, stai, vorbesc cu ele, bă, bă. Da, bă, frate, ce să rămână. Dar ăla îi spune... Prigoană le ia și spune lor ăla la ureche, zice... Lumină, știi care e situația? Eu, nici eu nu știam. Și eu n-am... Am proteză. Da. Ce proteză? Bă, nu, vedeam, nu credeam. Da, da. Și ăla zice, băi, fetelor, zice... Rămâneți, dar omul zice că are... Proteză. Proteză. Da, una din ele zice, dă, dracu, dă proteze, că o sugem și pe aia. Adică se face... Eram pe jos toți. Uite că... Erau puse pe treabă, adică... Bă, eram pe jos toți. Fii atent aici, ca să vezi câtă, câtă dreptate am, înțelegi. Uite pe prietenul tău despre care s-a vorbit. Care, cât a făcut Diaconescu pentru el, mă? Cine a sărit acum să-l muște primul, mă? A, mă, că ăsta este el, bă. Bă, țin minte foarte bine, la un moment dat i-a pus televiziunea la picioare, bă. Ăla a mințit jumătate din clasa politică, bă, Serghei, că mă duc eu la Diaconescu, că fac, că nu știu ce. Mă, păi ăsta-i caracterul, că vezi că de asta mă apucă spumele ăștia. Bă, parcă ați fi Palestina cu evreii. Păi așa e, mă. Cine a sărit dintre tăi? Bă,
Băi, știi cum făcea? Du-te acasă sau câte 4-5 zile stăteam noi în locul Diaconescu. Vă nu știți perioada? Da, mă, știu. Cum să nu știu? Eu cu, renumitul Paganini ăsta. Și după aia, acum cine a sărit la Diaconescu primul, mă? Retardat, nu știu ce. El, bă, de ce? Pentru că ăsta este el, mă. Înțelegi? Am înțeles. Bă, na. Și ești, tu nu te mai împaște, nu? Mă, dar ce-a făcut? Știi cât a făcut Diaconescu pentru el? Pe cuvântul meu, mare. Fără nici uite caterin, că nu cred că a făcut Diaconescu pentru nimeni ce-a făcut pentru Diaconescu. Da, că pe tine te bagă direct. Da, bă, mine îl bagă de la pușcărie, o să luăm, bagă. Luăm publicitate, schimbăm vorba, vorbim de făina aia de la tine din portbagaj după aia. Da, mă, lai, o aia la fugă acum, da. Publicitate și chiar revenim pentru ultimele minute. Da, am revenit pentru ultimele 5 minute, a trecut repede. Bă, Daniel, dar muzica asta poate... e ca show-ul ăla în american, înțelegi? Da, da, Jay Leno. Și eu cu doarea, frumos. Ce da, e important. Ia, care e show? Ce vrei, bă, frate? Când zici un show? Eu am în America, cum îi cheamă? Show-ul ăla care de America. Jay Leno. Ăla. De ce-i sufitul? Cu New York, cu statuia, cu statuia... La noi e statuia foamei, la ei e statuia libertății. Da. Libertății. Nu mai avem foarte mult, 2 minute. N-am vorbit nimic de fotbal, special n-am vrut să vorbim. Ca să, a, dragul, mai peste asta tot mai trebuia al... să vorbim și de Dinamo. Dar aș vrea să vă întreb ceva. A fost vreodată vreun jucător pe care ați fi vrut să-l transferați și n-ați ajuns la el sau nu s-a putut? V-ați dorit să transferați un jucător anume? Nu sau v-ar fi plăcut să transferați vreunul, nu știu, a, în toată cariera? Ronaldo. Ronaldo ăla vechi sau ăsta? Ronaldo ăsta, ăsta. Ronaldo și Quaresma. Cristiano Ronaldo, păi l-a văzut pe Cristiano Ronaldo la... Credeam că vorbește de Ronaldo brazilian. Când era mic. Nu, în Portugalia. În Portugalia, da. La Lisabona. M-a chemat Loții Băloni. Al aveam pe Mare Nicolae și pe Băloni la, da, la Sportic. Au, da, câștigat campionat și cupa anul ăla. Și mă cheamă Loții și zice, Giovanni, vină cu acolo. Am un țigan de 19 ani. Țiganul de 19 ani era Quaresma. Și un portughez de 16 ani, cu pistrui pe față, cu coșuri pe față, ajunge fotbalist. Mă duc acolo, îl aveam și pe Jardel acolo eu. Jardel, da. Băi. După meci, l-am văzut pe Ronaldo, l-a băgat vreo 15 minute la sfârșit, se împiedică în minge, da. Quaresma era. Mai talent. După meci, mergem la hotel, vine Marius cu prietena lui, vine Jardel cu nevasta, că nevasta lui Jardel era o fotomodelă cunoscută în Brazilia și în casa lor era mobilată numai cu poze cu ea, toată dezbrăcată și copiii erau mari deja. E bine. Bine, Jardel ăsta e cel mai stricat portughez brazilian care am văzut în viața mea. Dar mergem acolo, da, și Quaresma mi-a cerut un Porsche de 130.000 de dolari și Ronaldo 100.000 de dolari. Pentru semnătură, pentru procură. Am cerut time-out. Înainte de meci m-am întâlnit cu Jorge, ăsta, managerul, da, lor actual. M-a văzut în hotel, eu nu-i spun nimic. Și peste o săptămână mă cheamă Loții Băloni și zice Quaresma a venit cu Porsche, un Porsche la antrenament. Înseamnă că a semnat cu Altina. Da, s-a dus cu Jorge ăsta și, da, a semnat. Și ăsta, da, n-avea bani să le dea, eu aveam. Ăsta am promutat banca să le dea. Și bravo lui, da, și mă întâlnesc acum cu el și am strâns mâna. Cine e mai bun ca să-mi pun prieteni în cap? Ronaldo sau Messi? Eu țin cu Ronaldo. Și eu la fel. Și eu la fel, ăla e, gata. Mâine e omor. Îmi place și Messi, dar... Mă cerc toți prietenii mei care sunt cu Messi. Țin cu Ronaldo. Vă mulțumesc foarte mult, poate nu vă smulg o promisiune, că după aia trebuie să vă țineți de ea. Sunt convins că... Poate mai vin aici... Poate mai vin senator sau deputat. Poate mai vin aici în poziție de parlamentar. De parlamentar, ok. Deci undeva după noiembrie. Și tu un fel de... Și tu un fel de... Colaborator al meu, asistent, extern, ceva, nu? Eu mă chem la intervenții în Parlament. Păi, e clar, trebuie să liberez sala. Avem când, noi grijă. Când nu faci să față, să vii tu mai des, Serghei.
Îmi pare bine că... mulțumesc lui Serghei că pare bine că ați venit. Sper că v-a simțit liniștit în seara asta. Asta liniștit. Sper că v-a simțit bine. Dacă ți-a ajutat să-ți întrebările, numai că e puțin cald, e foarte cald, nu că e puțin. Mulțumesc foarte mult. Și baftă în alegeri. Dacă într-adevăr o să vă băgați serios în treaba asta. Pe final, ca de fiecare dată, o cântare, Xonia. Bună seara! Ce costume sunt astea? Populare? Nu. În niciun caz. Populare. Populare de pe Marte. Popular modern. Ok. Hai să auzim repede și melodia. Vă mulțumim că ați stat alături de noi până la această oră. Ne revedem luni seară tot aici la Antena 1 la un nou show păcătos, la ora 23, ora consacrată. Vă doresc o noapte și un weekend liniștite. Vă las alături de Xonia. La revedere! Just like a turtle dove.